ca și om cu experiență, să mai administrativă. Nu vom crește taxele și impozitele locale, sub nicio formă, decât acolo unde legiuitorul, respectiv Parlamentul României, Guvernul, au stabilit prin act normativ special, mă refer la nou cod fiscal, ca anumite taxe și anumite impozite să crească și asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu fac politică, nu fac retorică, discut la modul foarte sincer și deschis. Vrem să fim ancorați în realitate. Nu vreau să punem biruri suplimentare pe oameni. Nu vreau discuții sterile și cine crede că vrea să facă politică, e treaba lui. Eu aici sunt un administrator peste 4 ani de zile. Deci nu merg pe varianta creșterii taxe pentru faptul că, în general, noi, ca și experiența anterioară, am făcut creșterea taxelor cam o dată la 3 ani de zile. Deci nu cred că anul ăsta este oportun să creștem taxe. Da? Sau pentru anul viitor. Gradul de colectare a bugetului local pentru anul 2015. Și o informație asta. Pentru anul 2015, vă spun că bugetul local, așa cum a fost el creionat la începutul ianuarie, era la capitolul taxe și impozite, deci venitul direct al bugetului local, de ce colectăm noi, conform legii, undeva la 6 miliarde de lei. La finele anului 2015, el se va ridica undeva la 8 miliarde de lei, deci un supliment de vreo 2 miliarde, 2 miliarde și ceva. Adică o creștere de 25% față de ceea ce ne-am prognozat. De unde vin cifrele ca diferență? Nu din creșterea din taxe aberante, ci din o colectare mai bună, din o regândire strategică a venitului bugetar. Pentru anul următor, atenție, viziunea mea și punctul meu de vedere este următorul. Nu creștem taxe și impozite, în schimb găsim formule economice, în așa fel încât nivelul bugetului pe 2015 față de actual să crească cel puțin cu 1 miliard și ceva de lei. 2016, cum spun. Deci între 1 și 2 miliarde de lei va fi o suplimentare. Respectiv, vom urecheștiu, începând de anul trecut, dar cu deosebire, începând cu 2015, este grupul comunelor din România care are capacitatea financiară să asigure funcționarea, așa ce spun, asigurarea salariilor la administrația locală, asigurarea cheltuielor materiale pentru funcționarea administrației locale. Deci Urecheștiu, începând cu anul trecut, dar cu deosebire din 2015, poate să-și asigure funcționarea din resurse proprii, din bugetul pe care îl creează. Da. Deci încolo eu o să vă cer de la tine să fiți obiectivi. Și aș dori să faceți propuneri pentru președinte. Domnul Murgăreanu. Da. Mai aveți propuneri ceva? Domnul Prisecaru. Ce e pentru domnul Murgăreanu? Domnul Murgăreanu, nu ești de acord? 1, 2, 6, 7, 7. Pentru domnul Prisecaru, cine este? 1, 2, 5. Domnul Murgăreanu. Vă mulțumesc pentru încredere și sper ca ședința să recurgă cât mai rapid, cu pe din timpul. Domnul primar va informa despre vederea de zi propunerii. Vreau să supun la vot procesul verbal de la ședința de luat trecută. Cine este pentru? Abțineri, contra? Abțineri, domnului Gheorghe. Nu, am ridicat de la pentru. Nu l-am am ridicat la... O zi a ziua aveți pe acibasă, dacă s-o urmăriți. Mă aveți ceva de completat la ordine de zi? Vă propuneți ceva? Există completări, poate, de ordine de zi. Există ridicat de buget. Da, este ridicat de buget la ordine de zi. Nu am acibasă la mine eu. Acolo chiar prima foaie este. Lăsați-mi domnul secretar să prezint ordine de zi complet. Da, este vorba de
Proiect privind ridicarea bugetului pe 2015. Eu sunt vorba de niște bani care îi aveam și trebuie să cheltuim. Deci, ca surse bugetare, sunt două componente. O parte sunt banii pentru încălzire, cei virați de la stat, pentru persoane care au depus dosar pentru încălzire. Așa și o parte, partea cea mai consistentă, reprezintă excedent bugetar al nostru și care va fi împărțit așa cum am propus acolo, da? Deci cam asta ar fi sursa. Nu-i venit din undeva de la partea, da. Ordinea de ziua aveți cineva să... Dacă cineva să mai aveți ceva la ordinea de zi, poate vă propunerei. Nu aveți nimic. Atunci să începem cu primul. Hai să dăm întrebări cu doamna Mica să facă treaba asta sau luăm cu aprobarea asta, e vreo la rompest. Cum plecăm cu ele? Începeți cu taxele reprezentate. Hai să facem cu taxele și impozitele pentru doamna Mica, da? Sunteți de acord? Da, da, da. Da, de acord. Vreau ca doamna să fie sintetică, să spună exact în ce constă problema. O să completez și eu dacă este cazul. Ne axăm exact pe ceea ce reprezintă, să spunem, prioritatea și interesul nostru. Și da. Mergem mai departe. Da, vă rog. Deci eu încep cu impozitul pe clădiri, pe partea reprezentare, la pagina 3. Da. Deci, articolul 455 din legea 227.9 Cod Fiscal, orice persoană care are în proprietate o clădire în statul România datorează anual impozit pentru acea clădire. Noi nu avem materiale în față. Potrivit articolului 46 din codul fiscal, clădirile aflate în proprietate nu se datorează impozit sau taxe pe clădiri pentru clădirile aflate în proprietate publică sau privată a statului sau unităților administrativ teritoriale. Clădirile aflate în domeniul privat al statului, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință. Clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsarnice, ciupercării. Clădirile aflate în proprietate sau cu proprietate veteranilor de război sau vădurile de război. Clădirea folosită ca domiciul aflat în proprietatea sau cu proprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Și a persoanelor încadrate în cadrul întâi de invaliditate, respectiv a reprezentanților legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și a minorilor încadrate în gradul întâi de invaliditate. Clădirea folosită ca domiciul aflat în proprietatea sau cu proprietatea persoanelor persecutate pe politic de dictatura instaurată cu începere de la data de 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate. Consiliul aprobă aceste scutiri. Păi sunt puncte care sunt puncte care merg aprobate, sunt scutite și sunt puncte care nu se poate, adică deci erau în general veterani de război, erau scutiți persoane cu handicap, minori încadrați în grad de handicap și ăștia persecutați politic, da? Că sunteți de acord să fiți mai stabilit de legiuitor, asta nu mai poate fi pus în discuție. Sunt scutiți și acolo prin lege. Prin lege, sigur că da. Da, dar Consiliul Local aprobă sau nu? Nu, domnule, dacă legea spune că este scutit, nu aprobă Consiliul Local. Da, aici așa spune. Așa e menționat, dacă aprobăm altfel, încălcăm legea. A, nu putem să aprobăm. Deci nu putem aproba ceea ce contravine legea. Sigur. Ei nu trebuia scris acolo, da, Consiliul Local exact. Aprobă. Nu aprobă sau nu? Sau nu aprobă. Poate să aprobă Consiliul Local, trebuie să stabiliți prin lege. Așa. Tot acest articol din codul fiscal arată că prin aprobarea Consiliului Local se poate acorda scutirea sau reducerea impozitului taxei pregătirii datorite pentru următoarele clădiri. Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, clădirile utilizate pentru furnizare de servicii sociale, clădirile afectate de calamități naturale pentru o perioadă de până la 5 ani, începând 1 ianuarie anului în care s-a produs evenimentul, clădirea folosită ca domiciliu aflat în proprietate sau cu proprietate persoană ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară, ori constau în exclusivitate din indemnizații de șomaj sau ajutor social. Clădirile la care proprietarul a executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței
energetice pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Aici e un procentaj. Deci sau 10-15% sau 20%. Deci Consiliul Local aprobă sau nu aprobă? Pe cât? Reducere. Dacă aprobăm, cred că... Până la 50%. Cred că aici... Vreau să nu mai avem la un punct de vedere, atât așa mă opresc. Cred că aici noi facem un pic de socoteală care nu prea merge. Adică să pune pe puncte, să cere aprobarea și nu putem argumenta anumite... Trebuie să discutăm la urmă, fiecare să scrie. Aici e problema, adică aprobarea pe fiecare punct. Nu, așa vreau să aprobăm. Aprobarea pe fiecare punct. Pe fiecare punct. Tot te întoarci înapoi și o să faci o ședință de 7 ore. Deci, concret. Hai să vă explic câteva lucruri, ca să vă... Clădirile care să fie clasate ca monument istoric nu există. Aia, nu? Clădirile care sunt utilizate pentru furnizare de servicii sociale, gen centri pentru bătrâni, centri pentru copii, nu există. Da? Cele afectate calamități naturale. Nu avem. Da? A fost. Domnule, discutăm de situația actuală. Și adăugăm. Cele cu aflate ca domiciliu, și aici este o mică problemă, majoritatea acestor persoane care sunt cu situații financiare, să spun mai grele, nu sunt proprietari de clădiri, de gospodării, de case. Oamenii ăștia, în general, sunt oameni care sunt ori în casa tatălui, al bunicului, al nu știu cui, deci ei nu sunt proprietari de casă, la modul concret. Cheltuielile pe care proprietarul a executat lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice. Ca să poți să acord un asemenea reducere, el trebuie să facă demonstrația cu document clar de execuția lucrărilor de creșterea performanței energetice. Mă refer aici facturi, contracte, achiziții, tot ce este, ca el să facă dovada clară, ție, ca și legiuitor local, că ai făcut treaba asta sau că a făcut treaba asta. Adică să nu sărim din niște reguli. Pentru că vin și ceilalți care ne controlează și o să spună că suntem neancorați în realitate și facem arbitrar. Că încercăm să fim cât se poate de corecți. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că se pot aplica reduceri pentru că nu avem clare situația omului. Deci dacă omul a făcut, poate să vină la primărie. Deci noi putem pune o cifră, nu sunt împotrivă, dar el trebuie să facă demonstrația. Deci demonstrația cu document scris, demonstrația clară că are o situație gen o problemă financiară pe perioadă limitată, să spunem. Păi, trebuie să facă demonstrație. Deci putem acorda 5%, 10% sau nu știu eu, ce n-ar fi o problemă, dar trebuie să fim... Asta se referă la cei care și-au izolat, a trepit în afară, sigur, cu polistiren, cu... Sigur. Dar fără dovadă clară nu putem. Că așa, oricine poate să vină să solicite lucrul ăsta și noi nu putem să le acordăm. Că intrăm într-un cerc vicios. Ce înseamnă dovadă clară? Documente tehnice, documente financiare care se atestă că s-a executat o asemenea lucrare. Așa este corect. Procedurile de bani de recepție. Nu are nimeni, nu. Cine și-a făcut de obicei și-a făcut fără firmă. Și sunt multe case izolate și puse la punct din punct de vedere termic. Și mi se pare oamenii investiți și acum să nu o beneficieze. Se poate vedea că lucrarea există, se poate... Dacă vrem să ajutăm omul care a investit, care a izolat, poate să beneficieze. Să vede. Bun. Zero, da? Zero. Domnul președinte, zero. Puneți să zicem una sus dacă e de acord. Cine este pentru zero? Pentru? Contra? Abțineri? Am înțeles. Da. Mulțumesc. Da, dragi, vă las pe doamna să vă spun mai departe referitor la cel mai important lucru cu impozitele pe terenul și pe clădiri care afectează pe toată lumea, da? Dacă apare cineva pe o problemă la doamna, oprim cu 2 minute. Exact. Trecem la subiectul ăla, da? Dar, doamna, o să vă spun. Eu voi completez cât pot. Deci că calculul impozitului pe clădiri rezidențiale aflate în proprietate persoanelor fizice.
Așa, 1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice, articolul 457 din Codul Fiscal prevede că impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 2% asupra valorii impozabile a clădirii. Deci, dumneavoastră, anul trecut a fost 0,1% valoarea din impozit, taxa. Rămâne și vreau să păstrăm cifra. Tot 0,1%? Putem să punem 0,8%. Da. Nu, ar fi bine. 0,1%. Să numărim. 0,1%. Rămâi la fel. Să rămâi la fel. Remurile sunt grave. Mergem prin cât a fost, că am spus că numărim. De acord, da? Să încercăm să numărim la populația. Numărim. Fiecare să rămână cu părerea. Numărim. Deci cât rămâne? 0,1%. La nivelul anului trecut. 0,1%. La nivelul anului. Adică 0,01 sau 0,01? 0,1%. 1% e mult. Deci nu mărim nimic. Da. Rămân așa. Deci nu mai... Față de anul trecut, nu schimbăm. Da, nu mărim. Păi dar nu se pune la vă, domn primar? Puteți să treci aici, mai mult. A început aici, dar nu vreau. L-am supuneți la vot? Am întrebat. La vot. De acord cu 1%, da? Cu 0,1%. Contra cineva? Abțineri? Vă rog, mai departe. Înțelesc. Da. Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Potrivit articolului 458 din nou Cod Fiscal, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3% asupra valorii care poate fi 1. Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anterior al unui de referință. B. Valoarea finală a lucrărilor de construcție în cazul clădirilor noi construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință. C. Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință. Deci sunt prin vânzare, cumpărare sau alte modalități. Deci cota este între 0,2 și 1,3%. Cât a fost anul trecut? Deci acum este altă chestie. Clădirea nerezidențială este clădirea în care se desfășoară o activitate economică. Deci la nivel de comună. Propun în mod deschis să respectăm legea și să punem o valoare mică, pentru că nu sunt de acord să împovărăm nici pe agentul economic. Deci am spus-o de la început că nu crește mai iurea. Valoarea minimă mi se pare. Valoarea minimă stabilită de legiuitor. Deci este un an experimental. Și ei sunt tot oameni comuni care desfășoară. Da, da. 0,2. Mă, fraților, ascultați cu atenție. Deci acești agenți economici, care în general 90% din ei sunt cu angajați, cu 1, cu 2, cu 3, cu 5, virează în fiecare lună la bugetul local. Un Crăciun fericit, fiindile sărbători de iarnă cu bucurie. Stimă, părinte. Virează în fiecare lună la bugetul local anumite sume. Ceea ce vine de la ei este undeva între 10.000, 11.000, 9.000, deci aici 80, 90, 100 de milioane vin lunar. Deci noi nu putem să creștem împovărarea pe ei, pentru că mai bine să aibă activitate economică și chiar să atragem pe cât mai mulți. Da? Da. Capitolul ăsta o discutăm ulterior. Deci mergem la cifra minimă. 0,2. Ce zice Pietru? Acțiune? Contra? Aici mai specifică că pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități în domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Vedeți, noastră, aici nu mi se pare că e chiar atât de corect. Da. În condiții în care un agricultor nu este un privilegiat al economiei. Da, și nu cred... Nu cred că ar fi cazul să aplicăm... Dacă e lege, trebuie aplicată. Aprobă sau nu aprobă, îi permite Consiliul Local să aprobă sau nu aprobă. Deci îi permite, prin lege. Revenim la chestia care a scos domnul ambasador la viitor. Deci aici Consiliul Local îi se permite să zică da sau ba. Deci rețineți.
Deci pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,4 asupra valorii impozitului pe clădiri. Bă, fraților, ascultați cu atenție. Dragii mei, vă rog frumos. Nu mă un pic, vă rog. Acum vă spun ceva. Mă, fraților, aplicăm 0,1% la persoane fizice, ceea ce am votat mai devreme. Acum, nu mi se pare chiar atât de corect să luăm 0,4%. Aici se refer, domnul primar, aici se refer la grajdul, nu? Nu știu la ce. Nu, la hale, activități. La hale, la hale, la hale. Activități. Plinii tractoare, lucii, este utilaje agricole. Economic, agricole. Agricole cu exclusivitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să fim un pic mai reținuți și să nu încercăm să împovărăm. Și așa, și așa, de bei îi stimulăm pe oameni ca să facă. Deci știți foarte bine, au fost o 40 de proiecte finanțare europeană pe domeniul ăsta. Și păcat acum ca să-i descurajăm prin impozite suplimentare. Poate cineva, dar vă spun sigur, de la 1 ianuarie poate să fie în programul pentru 2016. Deci știți bine că am aprobat și treaba cu concesionarea pentru agenții economice. O să trecem la procesul licitației și nu vreau să-i speriem pe oameni cu impozite suplimentare ca să nu vină la urechești. Deci pe de o parte noi vrem să-i aducem, pe de altă parte noi îi împovărăm. Părerea mea. Deci asta se adresează în special celor care au hale, producții, care au procesează nu știu ce. Ce că vede, cu 0 euro? Un graj nu știu de care. Cu 0 euro? 0,4. Dacă legea spune ceva, domnul secretar să ne spună. Aprobă sau nu aprobă? Deci permite după legiuitor, uitați, este și codul fiscal acolo, aprobă sau nu aprobă? Deci poți să o aprobi, să o aplici sau poți să o aprobi sau nu o aplici? Domnul primar, având în vedere ce a spus dumneavoastră, ca să nu-i speriem pe oameni, ca să nu mai vii, părerea mea este că pentru anul 2016 să stăm cu mine și să nu punem deloc taxe pentru că sunt doi oameni, trei oameni care are două hale pentru trei tractoare. Zero. Și n-are rost să complicăm toată. Părerea mea. Zero. Și să nu uităm că avem un împrumut de dat și nu o să avem bani să ne achităm datoriile tot. Dacă colectăm, dacă nu colectăm, nu avem de unde dăm împrumut. Câți bani colectez de la trei persoane? Chiar nimic. Filozofia noastră este următoare. Să stimulăm activitatea economică de unde să scoatem bani și nu să împovărăm taxe directe, taxe și impozite directe asupra oamenilor. Vă rog să mă credeți. Economia au demonstrat că așa este. Deci cu cât taxăm mai mult, suprataxarea împovărează și nici nu colectezi. Cu cât ai o taxare lejeră, te ajută în așa fel să-i aduni pe toți sau cât mai mult posibil și să-i stimulezi ca și economic. Doamne, hai să pun la vot. Deci, noastră, deliberați și stabiliți. Dreptul la fiecare poate să spun un procent. De punctul meu de vedere, dacă la omul de rând la populație luăm 0,1%, mie mi se pare că ar trebui să luăm măcar și la agenții economici 0,2%, ar trebui să luăm, să spunem, un 0,2%, că tot un fel de agent comercial și ăla. Părerea mea, adică la omul e 0,1 și lua care face o activitate agricolă economic, spunem așa, ei zero, mi se pare puțin... Na, deci, din punctul meu de vedere, ar trebui 0,2, că și el face parte tot din domeniul ăsta economic. Să zic așa. Deliberați. Altcineva, domnul Bocos, ai spus că e 0. Altă părere. Altcineva. Domnul Andrei. 0,4. Domnul Andrei. Să rămână la... Pătăreți. 0,4. Altcineva mai vă propune? Nu. Nu. Zero. Atunci se pune la vot. Cine este pentru 0,4%? Propune-o domnul Andrei. Pentru 4. La 0,4. Cine e pentru 0,4? O singură persoană. Domnul Vecol. Cine este pentru domnul Iorgiure cu 0,2? Două persoane. 3. Cine este că propune-o domnul Răcos cu 0,2%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 oameni este pentru, domnul secretar, lăsați-vă... 10 au fost, 10. Domnul Mica, vă rog. Așa... Unde ați ajuns, la ce pagină? 6. Pagina 6. Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice. Articolul 459 din legea 227 prevede că în cazul clădirilor cu destinație mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin sumarea impozitului calculat prin suprafața folosită în scop rezidențial, conform articolului 457, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform articolului 458.
Tot același articol prevede că în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform clădirilor rezidențiale. Deci, aici să... E un sistem de calcul privind impozitul pentru clădirile pentru locuit și în aceeași clădire se poate face și o activitate economică. Ca să nu mai continui. Și cât a fost? Deci se face un sistem de calcul, deci 0,1% cât ar fi la cei rezidențial și cât e diferența, se calculează raportat în funcție de raportul de reevaluare sau evaluare respective. Da. Și la suprafața pe care o ocupă. Sunt parte, poate? 0,1% era pentru cele rezidențiale și la serie pentru prin raport de reevaluare. Și tot 0,1%? Nu, e obligatorie, cu colegii. Deci nu aplicăm cotea iurea. Da. Deci calculul impozitul taxei pe clădirile deținute de persoane juridice. Conform articolului 460 din legea 227, pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Deci 0,8% sau 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii. 0,1. Ar trebui totuși să facem diferența între clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Rezidențiale înseamnă unde locuiește efectiv omul, nu? Și are un birou. Bine, el poate să aibă casa lui de locuit și să aibă sediu, să spunem declarat, nu? Tot în casă, tot în casă. Tot în casă, da. Să aibă și evaluare făcută de un raport de evaluare în expert. Are cineva așa ceva? Da. Păi, de exemplu, este. Da? Adică ce ar însemna raportul ăsta de evaluare? Un magazin în casă. Un evaluator, un expert și se evaluează și dă o valoare. Și la valoarea aceea se pune procentul ăsta de 0,8 sau 0,2%. Dă o valoare a casei, a locuinței? Da, da. Și credeți că cineva în urechești din agenți comerciali sau cine de să-și facă activitatea are așa asta ceva? Asta depinde de ei, cât o să depună declarații. Declarații. Da, și raportul de evaluare. Posibil să recuvi mie cu cala și de acolo, posibil să aveți trebacă. Da. Au, au. Și dacă e posibil să avem și pe asta deși. Ar trebui să discutăm pe ceea ce este sigur, nu că este posibil. Este posibil să nu aibă. Părerea mea e că chiar unul singur, dacă este în urechești, trebuie să fie trecut în asta. E normal. Sigur, da, între timp pot apărea. Aici trebuie să... Pot apărea? N-a spus că sunt împotrivă. Trebuie să înțelegem ce înseamnă o evaluare. Sunt evaluatori care... Deci el este cu activitate comercială, economică. 0,08 și 0,2%. Hai, deci cum e? 0,1. Da. Anul trecut a fost 0,1. 0,1, da. 0,1, taxă. 0,1. 0,1 și ești taxă, 0,1. 0,1. Sunteți pentru? Nu creștem absolut. Contra cineva? Abțineri? Da. Vă mulțumesc. Deci, ca să nu mai discutăm, să spuneți dacă este și și un procent folosit anul trecut. Da. Da, 0,1%. Tot același articol prevede că pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% și 1,3%, inclusiv asupra valorii impozabile a clădirii. Cât a fost anul trecut? Deci n-am avut caz anul trecut. Asta e... Asta e punem mult. Deci cu 0,2%. Bine. Adică 0,2 și 1,3%. Unu. Da. Unu. 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 Da. Unu. 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 La plata impozitului sau taxei pe clădiri. Potrivit articolului 462 din legea așa din codul fiscal, impozitul pe clădiri se plătește anual în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipația impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabil, până la data de 31 martie anul respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%. Cât a fost anul ar trecut 10% va fi și anul ăsta. Doamna, vedeți tot la pagina 8, citiți începând cu articolul la declararea
Articolul 1. Deci articolul 461 prevede că impozitul pe clădiri este, pentru clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la 31 decembrie anului fiscal anterior. Da. Deci cum ar fi acum la 31 decembrie, așa e, ai clădirea. Și până la 31 decembrie trebuia să-ți faci, sau până la 31 martie, că o să, tot aici scrie, să faci evaluare. Nu, mergeți mai departe acolo în jos, la 2, la 3, că sunt totuși, cred, niște lucruri de stabilit. Da, în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, în a cărei rază teritoriale de competență se află clădirea, în termen de 30 zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Am înțeles. Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire. A, deci, aici era punctul. Da. Deci nu este o problemă pentru oamenii care și-au construit o casă fără autorizație de construcție, dacă omul vine și plătește impozitul. 1, 2. Din momentul când se impozitează respectiva clădire, dacă ea este în construcție. Dar se impozitează deci, dacă are acoperișul. Deci, adică acoperiș, da, deci, din momentul când începi să aibă acoperișul. Da. Am înțeles, am stabilit. Mai citesc mai departe? Nu. Rămâne aici cu 10% da. Pentru bonificație. Cine este Pietru? Contra ceva? Nu, pe teren, da? Da. Da, articolul 460. Orice persoană care are în proprietate interes situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede altfel. Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare, ori folosință. Pe perioada în care pentru teren se plătește taxă pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. Da, e aceeași valoare. Da. Acum mergem la pagina 10. Deci asta a fost oricum înțeles. Calculul impozitul taxei pe teren. Potrivit articolului 465, impozitul sau taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității, cazul nostru rangul 4, în care este amplasat terenul, zona în care acesta, în cazul nostru A și B. Așa. În cazul de teren amplasat în intravilan, înregistrat, în registrul agricol, la categoria de folosință terenul cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol, la altă categorie de folosință decât cea de terenul cu construcții, în suprafață de până la 400 de metri inclusiv, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare rangului 4 și zonei A și B în cazul nostru. Suma conform articolului 465 din alineatul 2 este între 711 lei și 1788 de lei în zona A și între 569 de lei și 1422 de lei în zona B. Deci acum pentru zona A. Aici. Eu vreau, da. Aici, domn primar. Aici haideți ca să lămurim o chestie că e mult mai importantă după părerea mea și este un pic încălcită, zic eu. În cazul unui teren amplasat intravilan, deci categoria de folosință în registrul agricol este curți construcții, da? Domn primar. Este curți construcții. Omul are în proprietate 1500 de metri în intravilan perimetru, din care omul are curs construcții, ca exemplu, 1000 de metri. 500 de metri sunt arabil. Cum se face acest calcul cu până la 400 metri pătrați? Deci, despre ce este vorba? Cum plătește omul
de la 400 de metri pătrați în sus, că e un pic de ambiguitate, care eu n-am înțeles-o. De la 400 de pătrați în sus, îl plătești ca arabil, clar. Păi, da, și 400 îl plătești la curs construcție. La curs construcție. Deci diferența de la 400 încolo merge pe agricol arabil și diferența de 400 merge pe curs construcție. Merge pe curs construcție. Și atunci, de la 400 la 1000, cum se plătește? La arabil, agricol. 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 Da, da, omul are înregistrat 1000 de metri curs construcții. Nu dacă asta e legea. Se poate schimba categoria. Dacă te schimbi categoria de folosință, dar e o procedură. Construiești o casă. Sunt cazuri rare, e adevărat, sunt cazuri foarte, foarte rare, dar pot să apară, da? Aici e problema, care nu... Deci, eu vreau să vorbesc de împărțirea în zona A și zona B, cu prețuri diferite. Știți că la începutul anului trecut s-a votat și crearea zonei A, în interiorul comunei, care n-a mai fost până la momentul de față. Așa este, nu? Deci numai în 2015 deci, a fost. Deci doar în 2015 și din câte știu eu, este zona de la intrare în sat până inclusiv în Cornățel până la ieșire, da? Ieșire și partea până sus la varianta. Și pe variantă, da? Da? Da. Motivarea a fost atunci, fiindcă aici, mai ales în partea de centru, beneficiau de, și de pavelare și vreau să spun că nu toți oamenii din zona beneficiază de aceleași servicii. Știți ce vreau să spun, da? Nu e vorba deci, doar de pavelare. Nu, e vorba de asfara. Nu poți să fii pe Andrei, în fundul centralului. Da, ce vreau să vă spun, asfaltul n-a fost făcut de noi. Deci noi le-am ridicat impozitul, dar asfaltul nu l-am făcut noi. Are și de asfalt. Și de ce... Nu. Exact, deci noi n-am făcut nimic. Puteam să facem ori chestia asta la început, ori dacă nu, să o lăsăm așa. Adică, mi se pare, dacă să continuăm cu pavelarea, să beneficieze, într-adevăr, noi să investim, ca să putem să luăm bani mai mulți de la ei, să le dăm ceva, să le luăm în schimb, da, de fapt, drept, părerea mea, atât. Deci, părerea mea este că nu le-am dat nimic, dar le-am mărit impozitul. Este vorba de accesul la... Are accesul la infrastructură. Deci, cât mai aproape de accesul la mijloace de transport. Și ce facilitate au ei? Au și zgomot, au și zgomot la acest. Mai aproape. Nu, dar problema, domnul Răgăluță, este că noi nu le-am oferit nimic. Drumul există, a existat și va exista. Eu merg cu propunerea de minimă de 711 și de 569, pentru că și așa e foarte mult. Bine, asta e o altă chestie. În legătură cu observația făcută de dânsul. De domnul Gheorghe, eu zic. E o chestiune, eu exprim populism în cazul ăsta, pentru faptul că, deci noi nu mărim nicio taxă față de anul 2015. Da? Am spus clar. Nu se mărește. Sunt nicio formă nu mărim. Doi. Ceea ce a spus Vasile Răgănuță este o realitate. În legătură și cu accesibilitatea și cu sistemul central, deci în care se circulă. O dată, doi, trei. Nu uitați că domnul coleg Gheorghe îi spune că nu s-a făcut nimic. Se face în fiecare an curățenii bec pe zona centrală. Facem fața flori, curățat, cosit, văruit, absolut copaci, toate astea. Se plantează copaci. Se face de către administrația locală, deci nu putem spune că celuia din fund, din fundul satului nou, la satul nou, de satul nou sau chiar de lunga vechii, a primit aceleași drepturi și facilități pe care le-a primit celălalt. Deci nu sunt pentru discriminări, aplicăm o lege, de fapt, mă refer aici la încadrarea pe zone. Nu sunt absolut deloc populist, încerc să fiu cât se poate de sincer și deschis. Nu vreau să crească taxa față de 2015, clar. Trebuie să menținem ce a fost în 2015. Da, pe atât la rege, eu vreau deci, nu. Să fie scoasă aia, fiindcă nu beneficiază. Nici deci, și cât dăm de până la urmă? Dacă a fost în 2015, deci la fel poate să fie mai mare decât 711. 711 rămâne pentru zona A. Da. 711 era pe zona B anul ăsta, în 2015, așa a fost. Da. Și 869 a fost pentru zona A.
Deci în 2015. 869 au fost pe zona A, 711 au fost pe zona B. De 350 de euro. Și acum e mai puțin în zona B. E mai mică. E mai mică față de anul trecut. E mai mică decât anul trecut. E mai mică decât anul trecut. Deci vedeți? O fost 869. Deci se plătește impozit mai puțin decât în 2015. Și 711 în zona B. 711. 711 în zona A, după părerea mea, și 569 în zona B. Pe minim. Dar se păstrează zonarea A și B. Se păstrează zonarea. Aici, domnul primar, apropo de zonarea asta, noi dacă eram într-adevăr un pic sub aspectul legal, ar fi trebuit ca satul nou, de exemplu, să-l punem tot în zona C. Partea de Luzului trebuia pus în zona C. Partea de Lunca Dochii trebuia pus în zona D. Și ce ne împiedică? Dacă ar fi să... Hai să-l pierde timpul. Ce este pe zona A cu 711? Ești minim, mă rog. Și pentru B, 569. Cine este? Da, mulțumesc. Cota ceva? Cine? Mai departe. Mulțumesc. Mai departe. Deci, acum. În cazul unui teren aplasat în intravilane de stat la registru agricol în altă categorie de folosință decât cea de terenul de construcție, pentru suprafața care depășește 400 de metri pătrați, impozitul taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare zonei și rangului localității noastre, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție 1,10 corespunzător rangului 4 și rezultă următoarele niveluri de impozit și taxe pe terenuri intravilane. Deci în zona A, arabilă intravilană, în jur de 31, tot atâta era și în 2015, da. Deci sunt aceleași valori, ca să nu mai iau să... Da. Aici aș merge pe varianta minimului, da? Mă refer la... Așa, intravilană și... Da. Da, e aceeași valoare. Da. La rangul 4, zona B sau A. Da. Da. Rămân de schimbare ca anul ăsta? Cât? 30 pe lot, nu? Nu, deci e 31 prin lotul, 31. Cât a fost și anul trecut, și anul ăsta. Și a fost și anul ăsta. Tot atât a fost. Eu ok la toate. Eu 23. Da. Deci nu se schimbă. Să ne trezim că zicem că rămâne ca anul trecut și când vii să plătești acolo, aici la cameră de bine și când vine omul să... Da, stai. Deci am putut să micșorăm mai înainte zona A și zona B și... Haideți. Avem dar legiuitorul permis. Nu, deci legiuitorul, pentru că... Păi anunțați și jumătate când permiți... Sunt trecute pe zone. Ce în zona A, ce în zona B, ce în zona C. Să ne anunțați la punct de doamnă și unde permite legiuitorul să interveni și noi. Da. În minus. De acord, da? Da. Păi de ce? Deci rămâne... Ești minim. 31. Te vă zică. Așa. 31 în zona A. Zona B, 23. 23. Da. Deci exact așa. Pășoni și toate celelalte, da. Ca o excepție de la prevederile menționate mai sus, în cazul contribuabilului persoanei juridice, pentru terenul amplasat în intravilană, registrat în registrul agricol la alte categorii de folosință decât cea de terenul cu construcții, impozitul taxa pe teren se calculează conform terenului amplasat în extravilanul localității noastre, numai dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții. Au prevăzut în statut ca obiect de activitate agricultură, au înregistrat în evidența contabilă pentru anul fiscal, respectiv venituri și cheltuieli din desfășurarea activității de activitate din agricultură. Deci o altă prevedere mai nouă, pentru că s-au introdus și impozitele astea pe terenuri. Cum ar fi Ionică Roșu? Roșu. Da. Da. Cum ar fi Ionică Roșu de sus, da. De la Ciușme? Acum. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, deci vă uitați la pagina 11, înmulțită cu coeficientul de corecție 1,05 prevăzut în articolul 457 din codul fiscal. Deci aici sunt niște marje. Deci teren cu construcție între 22 și 31. Cât a făcut? În 2015 a fost 30. 30. Păstrăm limitele. Rămâne... Păstrăm ce a fost în 2015. Da. Da. Deci a fost fixat în 30. Da, da. Deci în 2015 era 30. 30, da. Și aici a zis între 22 și 31 pe 2016. Deci păstrăm 30. Păstrăm limitele, nu creștem nimic. Da. La terenul arabil, cum ar fi extravilan un câmp, între 42 și 50, și anul ăsta a fost tot 50 în 2015. A fost maximum?
Da. Punem minim. Avem voie să intervenim? Da. Sigur, dacă suntem de 40 și 50. 45. Alte comune au mai puțin, au 30. Aș merge pe mine. N-are cum să fie mai, n-are să fie mai jos, nu sunt n-are cum să fie legea. Doar acum, da? Legea. Și am trecut era la fel. Putem să intervenim, să-i ajutăm, să-l luăm, să noi belim? Să ne ajutăm. Să ne ajutăm. Păstrăm. Deci... Aș merge pe mine, 42. Domnule, hai să zicem. Propun 42, minim. 42. 1, 2, 3. Cine iese cu anul ăsta, cu 50? Păi noi sunt 4 cu 42. 4. Iese cu 50, da? Cine iese? 50. Cât a fost anul trecut? 50. 50 anul ăsta. Cât a fost anul trecut? Exact anul trecut. Eu vorbesc că trebuie să scuze banii în postul. Vă rog. Deci la pășune... Vă rog. Lăsați-mă să vă spun. Cu colegii noștri, cine iese cu 50%? Cine iese Pietru? Cu cât? 50 lei. 50. Cât a fost anul trecut? Și anul ăsta. Să păstrează 50. Da, să păstrează 50. Până asta așa cu rămâne ca anul trecut? Da. Nu crește absolut nimic. Nu crește, dar scădem. Deci trebuie să anunțăm și chestia asta. Deci la pășunii. Era între 20 și 21 și în Consiliul Local din 2013 s-a stabilit la 27 de lei. Că dacă era între 20 și 21, ce-am făcut? Au fost atunci o hotărâre în legătură cu astea care au fost cu voi. Ați discutat? Vă rog. Cifra ați stabilit tot dumneavoastră, din comun acord, analizând faptul că, din total pășunii comunale, de 700 de hectare, 500 de hectare sunt date către acele 5 asociații. Cele care plăteau erau asociațiile. Sunt o sursă de veniți la bugetul local și cifra a stabilit-o tot dumneavoastră. Sigur. Deci nu a stabilit-o altcineva. Deci ca tare, eu merg pe varianta să păstrăm cifra în condiții în care nu creștem, ci o păstrăm ca și sursă de venit la bugetul local. Alte surse de venit nu sunt. De la dar nu creștem, o facem 30. Deci, nu. Nu. N-ai respectat legea tura trecută? Dacă a fost între 20 și 21? Haideți. Au venit odată înapoi și puteți să ne răzgândim. Așa. Vă rog. Ce e cu 27? Vă rog. Fânețele. Nu am. Tot acela. Lăsăm, nu discuția în zona populismului. Fâneață nu prea avem. Ei, nu avem. Da. Nu există. Pirod. Între 48 și 58. Au fost 57. Rămâne așa. 57. De acord? Așa bine. De acord cu 57. Contra? Vii până la intrarea pe rod, 0 și o păstrăm 0. N-ai rost. Livadă pe rod. Noi am pus, dar livezi pe rod nu avem. Deci noi nu luăm impozit pe livadă, că nu sunt livezi în rechești. Catare, a fost 56. Dar livadă de la cât se poate fi? Dacă ai 50, 20 de pont, de la cât? Dacă o ai înregistrată... Dacă ai înregistrată și titlul de proprietate să ai. Dar nu numai. Ca document? Nu numai. Schimb categoria de folosită. Sau că faci declarație, dă prin declarație, ai văzut. Livadă pe rod, până la intrarea pe rod, 0. Așa. Pădurii sau alte teren cu vegetație forestieră. Între 13 și 16, au fost 17 tot prin notarea Consiliului. Da, dar vreau să vă spun că nu mai avem, pe teritoriul Comunei Rechești, toată pădurea existentă este a statului. Noi nu mai colectăm de la capitolul pădurii niciun leu. Pentru că cel care a fost cu proprietate privată a vândut tot statului român. Deci ca atare noi de la pădurii nu luam absolut nimic. A vândut este a statului. A vândut la eu? Da. Și rămâne pe zero? Deci s-a fie mai păi bun. Poate să pună, dar bă, un 25 de ani. E 25 de ani. Da. Poate să fie 16 lei, că spune maxim acolo, nu mă deranjează. E 16 lei. Da. Oamenii în piscicule nu avem. Ce este pe 16% la pădure? 16 lei. Da. Dar nu avem proprietăți cu pădure. Deci amenajări piscicule nu avem. Amenajări cu apă nu avem.
terenile productive, așa. Deci ați aprobat asta. Drumul sau căi ferate, nu drumul sunt face obiect, dar terenile productive. Registrarea în registrul agricol a dat privind clădirile și terenurile a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de cunoștință, se pot face pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau în lipsa acestuia unui membru major al gospodăriei. Declararea asta, tot așa până la 31, plata impozitului și a taxei pe teren. Pentru plata cu anticipația impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabil, până la 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%. E aprobat. Da, da, trebuie să pun. Așa. Pentru mijloace de transport. Deci în impozitul pe mijloace de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este matriculat sau înregistrat în România. Deci la scutire sunt scutiți cei care au mijloace de transport aflate în proprietate sau cu proprietatea veteranilor de război și a vădurilor de război, mijloacele de transport aflate în proprietate sau cu proprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate aflate în proprietate sau cu proprietatea reprezentanților legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și a minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate, precum și au un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilor. Deci dacă ai 3 mașini, numai pentru unul, atâta este putit. Mijloacele de transport ale instituțiilor publici, mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral, a autovehicule acționate electric. Consiliile locale pot hotărâ să acorde scutire sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport utilizate efectiv în domeniul agricol. Tractoare, combine și alte. Da. Deci acum... Cât a fost... Aici spune aprobăm sau nu aprobăm? Păi da, este impozit pe tractoare, pentru combine, pentru motocositoare, tot ce este cu motor se impozitează. Cât a fost durat acolo? Păi la impozitul, de exemplu, vehiculului cu capacitate cilindrică mai mică de 4800 cm3 era între 2 și 4. Dar este maxim cu 4 lei. Calcula la... Dar aici spune, dacă discutim sau nu? Da, discutim. Da, da, da. Nu discutim. Nu. Exact. Normal. Deci nu s-a aprobat scutirea, da? Ce s-a unde? Ce s-a mers? La tatuare. La articolul 2. Da. Articolul 2 de la scutiri. Da, da, dar vă rog la scutiri. Să avem în vedere situațiile astea cu handicapul care zice. Nu, nu, păi da, e vorba de aliniatul 2. Aliniatul e subliniat, că nu mai am subliniat că este un articol nou. Pentru transport agricol, da. Domnul primar, dacă îmi permite să fac o mică remarcă aici la acest punct. N-ar fi corect și bine ca Consiliul Local sau dumneavoastră personal să întocmiți un proiect de hotărâri în așa fel încât rezonabil să fixăm niște limite maxime pentru lucrările agricole separat, în sensul arat, dispui sămânat, erbicidat, recoltat și așa mai departe, în care să invităm pe deținătorii de utilaje agricole în respectiva ședință și să stabilim de acord cu dumnealor, omenește, să se ceară un preț rezonabil la aceste lucrări. Motivul. Pe timpul când era motorina de 4,5 lei, era hectarul de arat 3 milioane, 300 de lei. Acum, când s-au mărit până la vreo 50 ceva, a ajuns hectarul 4 milioane jumate. 5 milioane. Bun. În condițiile care... motivând mereu că să scumpești motorina. În condiții care motorina o dată înapoi, n-ar trebui să stăm totuși de vorbă în numele cetățenilor cu acești oameni ca să înțeleagă niște aspecte că oamenii de fapt le rămâne pământul purloagă pentru că nu pot să-și acopere aceste cheltuieli agricole. Asta este o părere a mea, nu ca să le impunem sau ceva. Deci niște prețuri mai rezonabile un pic. Ascult, pot să spun. Pentru că
din coace vine la, la taxe și impozite și spune terenul e lucrat 2 ani de zile să fie impozitat de 500 de ori. Ei, vă închip, de, cu 500%. Deci, nu știu, eu este o părere că, adică, să încercăm să vorbim civilizat cu oameni. Bă, cam ce lucră, cam ce cheltuieli sunt așa de mari, de, să, sprețuri așa mari. Cu oamenii nu, nu pot, domnule, nu mai pot. Făcând socoteală pentru un hectar, te ajunge 25 de milioane vechi până vezi porumbul în coș. Pentru ce atunci omul ăla săracu care are un hectar de pământ să investească 25 de milioane când prețul porumbului a ajuns în vara asta și la 0,6 60 de bani. Ioni, deci se descurajează de a se lucra teren. Asta e părerea mea. Deci civilizat, să-i chemăm să vorbim omenește cu ei. Băi, băi, să hai, băi, să înțelegem că nu mai poate, suntem în comun aici cu toți, nu ne jăgmănim unul pe altul. Deci asta am văzut. O să dau niște răspuns? Da, da, cum vreți dumneavoastră. Deci răspunem pe următor. Lucrurile sunt mai complexe, nu sunt doar așa. Deci terenurile din Urechești nu sunt pe lot. Deci suprafața nelucrată în comuna Urechești este undeva 0,001% nelucrată. Nu, dar toată lumea la asociație. Vă rog, vă rog. Relația dintre prestator și beneficiar este o relație directă, o relație dintre cerere și ofertă, o competiție între ei, pentru că există și între ei o anumită competiție, nu e chiar atât de înțelegere de cartel, și sunt oameni care prestează și cu 4 milioane de lei, să spun sigur asta. Și, dar în schimb, încă mai trebuie ca cei tineri, și asta trebuie stimulați, să facă activitate economică agricolă, ca să preia și ei din sarcini, și anume, mai trebuie și dotări personale. Adică cât mai mulți oameni să aibă utilaje care să facă treabă. Da. În condițiile în care vei avea o competiție mai mare, nici ei nu vor putea să-și mai permită să crească anumite prețuri. Așa. Dar noi nu putem să impunem ca și administrația locală un preț, pentru că este formal. Noi nu suntem mercurial. Noi suntem o instituție deliberativă, putem avea o discuție generală, în schimb relația economică dintre ei este directă și nu putem noi să facem intermediere. Ca atare, noi putem în schimb interveni în situația asta când vedem că ei iau rasna prin taxarea pe care ca și administrație putem să o aplicăm. Băi, dacă nu, noi vă taxăm suplimentar. Deci asta este pârghia la îndemână a legiuitorului. În sensul ăsta eu de fapt am spus să-i chemăm într-o ședință extraordinară cu noi. Eu sunt de acord cu altă idee. Eu sunt de acord cu varianta să nu-i mai taxăm prin taxă suplimentară pe care o aplicăm, dar în schimb și ei să-și asume că pot presta o serviciu la o valoare rezonabilă în așa fel încât să poată fi sustenabil de către cetățean. Exact la asta m-am gândit. Cam așa aș vedea-o într-o complexitate a situației. Deci, în schimb, fenomenul de la noi este ăsta. Cine a îmbătrânit și nu mai poate să-și lucreze pământul, se duce către arendași. Cei care își mai permit să mai facă și mai pot, îi mai duc puterile, încearcă să se descurce într-o relație directă cu prestator. Mai avem și situația celor mai mici tăi. Înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm cub sau fracțiune în aceasta cu sumă corespunzătoare în tabelul următor. Deci astea au fost valorile și pentru 2015 care le găsiți în tabelul ăsta. Deci nu putem să le mai... Așa. Și urma la vehicule înregistrate, dacă mergem prin maxim, prin maxim a fost în 2015. Deci la vehicule înregistrate, la pagina 14, următoarea. Deci era, legea spune între 2 și 4, noi am mers pe 4 în 2015. Asta la... înseamnă căruțe de obicei, nu? Nu, căruțe, nu. Deci vehicule. Cum sunt tractoare, vehicule, dar zici cu capacitate cilindrică. Deci. La căruța poate să aibă capacitate cilindrică? Nu. A spus un tractor care are capacitate. Am materialul în față, a spus și eu ce am auzit. De colectare. Da. Tractorul. Mai plătit, da. O mai plătit. Da, deci cele care au capacitate cilindrică mai... Mai mică de 4.800 cm3 este între 2 și 4. Cât a aprobat dumneavoastră? Așa a fost, Dumnezeu. Anul ăsta au fost 4. Mergem tot pe 4? 4, da. Da.
Mai mari 4806, tot 6 foi, așa? Și o vehicul capacitate tehnică neevidențiată, deci nu, nu este trecută în cartea tehnică cât e capacitatea excedentică. Și se merge între 50 și 150, noi am pus 150. Așa. Mai este un punct acum, aliniatul 3, în cazul mijloacelor de transport ibride, impozitul se reduce cu minim 50%. Ibride, electric și pe motorină sau benzină. Dacă aprobat, dar nu cred că sunt... Puteți aproba, dar nu mai există. Asta e pentru oraș în special. Deci, cu minim 50%. Nu. Da, se poate spune. Ce politică? Poate are bonul. Poate are, poate apare în timp. 50%. Chiar o mai apare bonul. Dragii mei, puneți 50% pentru că e chiar un avantaj și e benefic pentru mine. Da, plata impozitului pe mijloace de transport, potrivit articolului 470 din cod, impozitul pe mijloace de transport se plătește anual în două rate egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipația impozitului până la 31 martie, bonificația anul ăsta au fost 10%. Da? O păstrăm. Păstrăm. Păstrăm, păstrăm. Reducem 10%, părinte. Da. Care e bun platnic, de ce nu? Acum, la pagina 18, că acolo mai fost trecut, erau niște tabele și nu le-a uitat lumea. Acum intrăm la cartelul taxe. La 18, da. Mai dă. Scurțită eu. Nu, asta e făcut cu secretarul mai concentrat dumneavoastră. Așa, orice persoană care trebuie să obțină un certificat cu un aviz, așa ea. Taxă pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorităților de construire și a altor avize și autorizații. Deci, pentru 2015, valorile au fost 6 lei pentru până la 150 metri inclusiv, la certificatul de urbanism. Da, legea prevede între 5 și 6 lei. Noi am mers pe maximum. 6. Da. 6. Deci tot mergem pe care au fost și anul trecut. Am da? Zis, da. Da. Deci a fost aprobat. Rămâne și mai, da, de acord, da? Da, da, da. 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 Să fii supus la vot, să nu aveți discuții. Hai să până la vot. Cine este Pietru? Să fii discuții. Contra abțineri? Trebuie să rămână ca anul trecut. Ca 2014. Da. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului de către primari sau de structurile specializate din cadrul Consiliului Județean este de până la 15 lei inclusiv. Deci până la 15 lei inclusiv. Cât a fost acum? Nu prea avea asta. Scazuri rare. Foarte rare. Foarte rare. Scazuri rare. E unul sau doi. Vedem 15? Da. 15 pe acolo. 15. Cine este cu 15? De acord? Dar vă spun că anul ăsta nu mi s-a întâmplat. Noi 10 lei? Nu, n-am avut. Păi când mi-ai dat mie ăla nu. Haideți mai departe. Pagina 19. Aliniatul 6. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. 7. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri aferentă părții desființate. Deci se poate desfința și o jumătate din casă, nu mai. Exact. Da. Taxă pentru eliberarea autorizației de forare sau excavări a solului este cu o valoare cuprinsă între 0 și 15 lei. Cât a fost anul trecut? 15. 15 lei. 15. Cine este pe 15? 15. Așa. Doamna 3. Nu, 15. Taxe pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrurile de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții
care nu sunt incluse în alte autorizații de construire este egal cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 10. Taxe pentru eliberarea autorizației de amenajare, de tabere, de corturi, căsuțe sau rulote, ori campinguri este egal cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor. 11. Taxe pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de până la 8 lei, inclusiv pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție. Cât aprobați? Cât a fost? Da, cât a fost? 7 lei. 7 lei a fost, 7, așa 7 era. 7 lei. 7 lei. 7 lei. 7 da. E la contract? Da. Așa. 12. Taxe pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de raccorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de până la 13 lei inclusiv pentru fiecare racord. Așa. 13 lei. Rămâne vechi. Ce ai de pe 13? 13 lei. Apoi în 15. Lucrează la... pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă în sumă de până la 9 lei inclusiv. Cât a fost? Da, și așa n-au plătit. Era 8 lei, era. 8 lei rămâne. Rămâne 8, nu? Da. N-au plătit. Cine e din Petru? Nu l-a plătit nimeni. Nu vine nimeni să plătească. Deci plăs 8 lei? Da, da, 8 lei. Dacă îmi permite, dacă să decizi că rămânem pe același taxe, nu îi mărim. Propun că dacă cineva dintre colegi are ceva, o rămâne cu anumite taxe, să specificăm pe acea taxă, sigur, așa, să mergem... E foarte bine așa. Să mergem pe general. Exact. Dacă aveți cineva obiectiv... Exact. Pentru anumite taxe se spune ce taxă are obiectiv și o discutăm. Da, 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 da. Aici a venit cu aprobăm sau nu. Mai sunt puncte care s-au schimbat. Deci asta este taxă pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități. Articolul 475, pentru să mă modifica puțin codul fiscal față de la lege, trebuie să merg așa. Prevede taxă pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare, este de până la 20 de lei inclusiv. Noi până acum nu m-am avut așa. Așa merge. 20? 20. 20. Dar să știți că, dat noi? Da, știți că eliberarea autorizației sanitare nu o dă primarul. Până acum o dădea DSP-ul, DSV-ul. Și nu primarul dădea autorizații sanitare de funcționare. Noi dăm autorizații de funcționare. La activitate economică. Așa este. Dar la sanitar? Dar băgăm deodată din prima 20. Nu puneți mult. Nu puneți mult. Deci de aici până la 20. Nu, dar ideea este că nu e de competența noastră. Nu, nu. Este stabilit acum de legiuitor. Pune o valoare, dar nu puneți aberant. 10 lei? Care e 10 lei? Mică, mică, deci să fii simbol. Deci e până la 20. E la 0 la 20, domnule. 10 lei, dar. 10 lei, 10 lei, Petru. Nu fii mare. Vă rog, vă rog, vă rog. Deci despre ce este vorba, trebuie să explicăm foarte bine la chestia asta. Deci taxa de autorizare sanitară, eu îmi fac o casă și îmi bag apă. Îmi trebuie autorizația aia. Dacă sunt mai mulți, stați așa, stați așa, autorizație sanitară de funcționare. Sanitară de funcționare. Mai este la dosarul casă. Dar aici pentru activități, desfășurare. De economice. N-are treabă cu casa. Ne-a Vasile. Economice. Îți dau un spectacol și vin un spectacol. La autorizație sanitară. La un spectacol. Organizați un spectacol. Economică. Economică, băi, băi, Adrian, economică. Nu, 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 nu e economică aici. Nu. Avem noi certificate de astea cum să dăm. Deci, taxe pentru eliberarea testatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, sunt de până la 80 lei inclusiv. Aici aș vrea să discut o leacă și propun să o mai scădem taxa asta. Deci a fost... A fost cu 2 din pagina 19. Deci conform legii
care a fost apărută la, anul, la sfârșitul anului 2014, respectiv în noiembrie, certificatul de producător presupune două lucruri. Atestatul de producător și certificatul de producător. Deci, ele se eliberează pentru o perioadă de 6 luni, semestrial. Anul ăsta vreau să scădem valoarea de la cât a fost 300, să o ducem la 200. Deci 100 de lei pe semestru pentru fiecare. La 200? La 200 de la 300. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru faptul că, sigur, în anul 2016 va începe procesul de depunere de proiecte cu finanțare europeană pe componenta agricolă. Și vreau să fie cât mai mulți cei care doresc și pot să depună. Sunt măsurile care se adresează și tinerilor, sunt măsuri care fac o paranteză. Deja, și anul ăsta a fost măsura pentru tineri, tineri fermieri, vă trei deja au depus proiecte, urmează celelalte măsuri pe componenta agricolă și nu vreau ca să avem o suprataxare. Pe lângă asta, vreau să stimulăm pe oameni să vină să-și cumpere acest certificat de producător, la atestatul îi trebuie prima dată, pentru că în baza acelui atestat, el poate ulterior să mai obțină și niște drepturi financiare. Ca atare nu trebuie să-i speriem cu o taxare prea mare. Deci încercăm să o ducem mai jos, să o ducem undeva la 100 de lei pe semestru. Deci nu cu 150. Eu zic la 80, că chiar în trecut n-am fost. Aia cu 3, ce am aprobat n-a fost în ordine, că nu s-a explicat cum trebuie. Ba da, legea... Au venit 3 taxe, noi am aprobat una și am plătit 3. Trebuia până la 89 maxim. Era 89 maxim, noi ne-am dus la 3, la 300. Acum spune maximul 80. Și noi ne ducem la 200. Era așa. E 20, 200. Aici spune până la 80. Și eu am dus la 20. Cum la 20, 200, la 200, nu la 20, așa am înțeles. Până la 200 sau 20? Pe aici spune până la 80. 20, 20. Nu e adevărat, a fost 300 de lei. Nu de acord cu 20, dar nu faci 20. Treceți 20. Adică de la 300 ne duce la 20 de lei? Păi să fie până la 80. Păi până la 80. Ce a fost 300? Și domnul primar azi 200. Păi de ce? Deci a fost 300. 3 milioane a fost. A fost 3 taxe în 300. Nu s-au plătit 3 taxe în 300. Și era maximul 89. Lasă-ți și a venit aici și n-a fost, totuși n-a fost ceva legal. Lăsați-mă să spun. În 2014 a fost 250. În 2015 a fost 300. S-a discutat, s-a aprobat în consiliul local. Cu tot cu vize, cu tot cu vize. 3 milioane, adică domnul primar. Vă rog frumos. Lăsați-mă să vă explic. Mă lăsați să explic, domnul președinte. Lăsați-mă să explic. Deci, asta presupune eliberarea certificatului, eliberarea atestatului, a carnetului respectiv, dar și viza pe care el trebuie să o pune periodic. Deci întreaga operațiune a fost anul ăsta de 300 și eu am spus să scădem. Asta am spus. Ați înțeles, da? În anul 2014 a fost 250 și în anul 2015 a fost 30, 300. Și am spus să se scadă. Asta am spus. Da? Și dacă vă duce? La 100. Da, 100 pe semestru. Pe eu? 100 total. Dacă 200 de euro. Haideți să-i încurajăm. 100 total. Asta înseamnă un total. Să știți că măsura este populistă scăzându-i. Dacă tot scădem, hai să-l ajutăm cu adevărat. Încadrăm? Păi încadrăm aici, că spune până la 80. Oricum suntem 100 mai mult. Aplicăm prevederea legii. Cu toate că, eu vă spun ceva. Pe tot anul. Pe tot anul? 100. 100. Păi și înseamnă ce vezi spun... semestru? Nu, pe semestru o zic. Nu, eu azi zic pe semestru. Vă spun și de ce. Păi intră 3 taxe. Vă spun și de ce. Sunt foarte puține cazuri când vin și vizează tot anul. Nu vizează tot anul. În general, ei prestează activitate de jumătate de an. Deci nu plătește decât pe o jumătate de an. Ca să nu vă faceți iluzii că plătește tot anul. M-ați înțeles, da? Mai sunt și care își plătesc tot anul. Deci au luat arabă în piață, sunt care au luat în piață arabă în piață. Sau alții nu și-au luat arabă din cauza că... Care au sere de asta și pe timp de iarnă fac flori. Știți că asta se întâmplă. În nicio comună nu s-a luat taxa așa de mare cât s-a luat acum. În Urechești, activitate pe 12 luni de zile în segmentul ăsta, unul sau două cazuri. Ca să nu iau nicio fel de discuții. Restul sunt activități de 6 luni de zile. Da? Scăzut, taxa este mulată ca să fie mai mult.
Mai mult de eu propun 0, vreți așa? Nu, nu avem cum, 0 nu avem cum. Dumneavoastră puteți să propuneți. Propun 0, ca să stimulăm și mai mult. Ce vă rămâne la 100 de lei. Eu propun 80. De ce, dacă spune legea 80? Dacă legea spune 80. Era 100 mai mult. Eu propun 80, că dacă legea spune așa, vă rog frumos, care pentru 80? 80 pe tot anul. Da? Așa. 80 tot anul de acolo. Discuției, când nici o seră nu este impozitată. Ați văzut la începutul discuției, uitați-vă acolo. Da, 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 am citit. Deci o seră, nici un solar nu este suplimentat ca și impozit. Acolo putem să-l punem, discutim, spunem, aprobăm sau nu scutirea? Noi am aprobat scutirea. Și mai e ceva, nu uitați un lucru. Pentru activitățile de producție în Comuna Urechești, avem taxă mai mică decât pentru comerț. Reținem și aspectul ăsta. Mi se pare corect. Tot ca și metodă prin care să stimulăm producția. Deci nu cred că am să-i calc absolut nimic. Da, mai departe. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561, restaurante, 563, baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932, alte activități recreative și distractive pentru potrivit clasificării activităților din economia națională ca datorează bugetul local al comunii o taxă pentru eliberarea vizare anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în sumă de până la 4.000 de lei pentru o suprafață de până la 500 de metri pătrați inclusiv. 4.000 de lei, cred că spuneți mult. 400 oare? 4.000 de lei, așa pe venit cu fiscal. 4.000 de lei? Da. E modificat codul fiscal. 4.000 de lei până la 500, deci dacă ai 10.000 de lei, te încadrezi în 500. Dai 4.000 de lei pe an? Și mult? Da. E mult. E bun la urmă. La 10 metri, pentru gherete, mie mi se pare extraordinar. Avem mai mult de loc. Avem și pentru magazinele care nu au băuturi. Ce au? Numai pentru produse alimentare. Eu n-am văzut niciun inches. Toate progresează. Scrii de restaurante, bar. Eu n-am văzut. Dar ideea este că nu mi se pare la un punct de la cum are doamna, cum o cheamă, bar acolo și să-i pui o taxă anuală de 4.000 de lei. Deci, eu vreau să vă spun lucrurile. Dar punem maxim, bar. Lăsați-mă un pic. 4.000? Nu poți să pui așa ceva. Mai. Și poți să-l șlopezi. Vă rog frumos, nu faceți așa. Nu faceți greșe. Da, trebuie explicat. Deci nu trebuie să suprataxăm. Chiar dacă ăla și-a făcut de câteva luni de zile, un an de zile, când are el acolo chestia asta, trebuie că trebuie să gândim, să-i luăm gâtul și aici, printre noi, mai este câte unul care mai face o activitate, cum el face comerț. Eu personal nu sunt de acord. Tu faci și activitate de alimentar, dar faci vin și băutură. Mixtă. Da. Băi, un club din Urechești, club, mult spus club. Da, mult. Așa, un loc de în care se întâlnesc niște oameni odată la 3 zile sau la 1 săptămână. Așa? Nu aduce atâtea venituri încât noi să ne apucăm de suprataxare să nebunim lumea. Părerea mea personală, trebuie să fim un pic înțeles. Aici aș vrea să completez și eu, să nu credeți cumva că în regim de bar să face
vânzare exorbitantă ca să poți plătești asemenea taxe. Deci taxa de 4.000 de lei anuală pentru un restaurant, care nu este cazul nostru, dar la bar, cum s-ar putea să fie cazul în paritate, este foarte, foarte mare. Mie, deci eu aș vedea o paia exact ca și până la 4.000. Ca și activitate de comerț. Ascultați un pic. Dați exemplu magazinul de la noi, care a fost al comunii. Să duce până la taxa asta, domn primar, trebuie discutată după ce vorbim și de magazine mixte, ca să facem o paralelă. Da. Acolo 160 de lei. Lăsați-mă să vă spun ceva. Un pic. Uite-te, eu am fost acum. Nu mă leagă. Da. Printre noi sunt cei care mai prestează activitate de tipul ăsta, cei care s-au mai fost și pe afară și ați văzut cam cum se prezintă lucrurile. Și atât la situația astăia cu barul, dar și la ceilalți care fac mixt, n-am ce fel de obiecții, încercăm să nu supradimensionăm taxa. Eu cred după mintea mea, având în vedere faptul că este nou cod fiscal pe care l-au modificat legiuitorii, da? Încercăm să-l aplicăm la o variantă cât se poate de suportabilă de toată lumea și să nu încercăm să facem nebunii, pentru că ne înregistrăm cu niște venituri pe care ar trebui să le facem și nu le realizez niciodată. Nu, păi dacă spune de la 0 la 4.000? Eu sunt de părere. El plătește, el plătește autorizația de funcționare pentru comerț, obligatoriu de sotare, o plătit-o, așa. Dar vreau să gândim în așa fel încât să nu punem o taxare aiurea. Deci merg pe o variantă simbolică. Nu merg pe supradimensionări. Deci faceți o problemă și celui care trebuie să o adune, refer la ei și la, chiar și la mine, așa? Dar faceți o problemă și celor care o să urmeze, pentru că după alegerile locale o să urmeze alții și o să fac, bă, dar câți bani am adunat eu? Și eu o să, bă, dar de atâta, dar unii sunt? Păi ei aduni? Că nu este adun niciodată. Deci vă rog frumos, haideți să facem treaba cât se poate măsurat. Nu sunt de acord cu o valoare aiurită. Poate să fie simbolică anul ăsta, vedeți ce o să iasă, urmând ca anii următori și să ne dăm seama. Deci asta e o taxă în plus față de taxa de funcționare, care nu a fost anul trecut. Deci taxa de funcționare a fost, asta este domnul primar, dați-mă o secundă. Haideți să transformăm un metru pătrat cât s-ar cuveni și atunci vedem, ne orientăm. Nu are, nu puteți să vă așa. Dar nu e tot legii, nu tot legea spune în 4.000 la 5.000. Cifra nu se raportează la suprafață. Cum să nu? Deci până la 500 de metri. Până la 500 de metri. Da, dar nu poți să împarți tu. Dacă ai 10 metri, plătești tot marja asta. Deci nu cred că e bine. Deci că ai 100 de metri, că ai 30 de metri, că ai 500 de metri. Eu 37. Nu trebuie să raportez. 37. Deci eu sunt de părere. Nu-i cazul meu acolo. Eu merg cu autorizații de funcționare. Cine are codul ăsta client plătește nu, 400 suma stabilită. 400, așa. Da. Deci autorizația de funcționare pe comerț a fost de 400 de lei. Sigur, dacă o să fie și 10 lei și 100 de lei. A spus, nu le mai modificăm, nu știu. Haideți să încercăm. Haideți să încercăm să păstrăm o cifră simbolică pentru 2016. Vă rog frumos, nu supralicitați. Faceți cât. Poți fi și 0, poți fi 1. 50. 1. 10 lei. 50 de lei poate. 30. Da. Atât. 50 de lei. 50 de lei. Păi, chestia inversă. 50 de lei. Vine și în control. Păi, da. Voi primi. Ați aplicat. Ați aplicat. Ați aplicat. Ați aplicat. Ați aplicat. N-ai de unde. Puteți spune 100 de lei, 10 lei, 50 de lei. Punctul meu de vedere este chiar dacă are prețurile mari, depinde doar de cumpărător. Dacă nu intră cumpărător, o să ajungă în imposibilitate să-și plătească taxe. Hai bă, da eu. Hai de până 200, 500 de lei. Nu e mult, 50 de lei. 50 de lei. Deci eu merg pe 50 de lei. Ce este, Pedro? Sunt, băi, 4 de lei, 50 de lei. Nu, 50 de lei. Am înțeles, dar noi, ținând cont că trebuie să dea 450 de lei, vă spun. Ascultați-o, vă rog frumos. E taxă nouă, mă. Dragii mei, ascultați cu atenție. Bă, băieți, ascultați cu atenție. Ei acolo la, așa, la cooperație, plătesc două autorizații. Autorizația pe magazinul care face obiectul cu comerțul și activitatea lui barul care este altceva. Club și Dumnezeu. Deci, automat, ei trebuie să plătească o dată 4 și 4, 8 și cu diferența care este. Deci undeva la 1.500. 850 de lei. Ca să înțelegeți toată treaba. Deci toată activitatea din sectorul respectiv.
Rămâne 50 de lei, da? Da. 50 de lei rămâne, pui de pe acolo. Deci, ca să știți. Domnul secretar, eu sunt fără taxare suplimentară. Eu consider că și el face activitate de comerț și eu fac același lucru și nu știu ce mare, câștigare față de mine sau față de oricare altul. Înțelegeți? Acum eu ceva. Eu din perspectiva celor care îmi răspund grada mandatului și la control, sunt de părere că 50 de lei este rezonabil, dar nimeni nu... Am aprobat obligatoria acolo, nu-i de vorba, nu-i de vorba. Să nu spune cineva, băi, când n-ați aplicat... Sunt de acord și cu explicația noastră. Deci 50 de lei... Rezonabil, adică da. Nu-i 500, nu-i 5. Mai este aici, până la 8.000 de lei pentru o suprafață mai mare de 500 de metri, dar n-avem. Dar face obiectul, nu avem. Asta se adresează în marilor orașe. X. Da. Da. Scutire, autori, tase pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate. Trebuie de ce bani? Cota taxei pentru de servicii de reclamă și publicitate este cuprinsă între 1 și 3%. Cât a fost 3%? Cât a fost 3%? 3%. 3%, da? În general, astea se plătesc în servere de autorizație. Trebuie 3%, da? Nu, la casa de firme. Cine este Pietru? Nu. Toma Vasile. De reclamă. Dar mi-i tirau de nimeni. De firme e altă. Bun, eu altă chestia. Da. N-am înțeles toate. Deci astea nu prea apar, ca să fim sinceri. Poate, dar nu. Ar trebui să apară panouri stradale, nu știu de care, promovare. Asta e specific oraș. La alegeri, de obicei, știți să mai... Se găsesc pe acoperișul la... Pune tablă, spune. Cu reclamă a spus, dă-o tu. Obligatoriu. Prin contract. E de bonus. La reclamă și publicitate. Tasă pentru afișaj, scop de reclamă și publicitate. Da. La punctul 2, valoarea tasei da, pentru de reclamă, așa, pentru mulțirea numărul de metri pătrați, nu mai spun asta. Cât a fost? Era, la noi a fost 36 de lei. Rămâne 36, da? Da. Chirie este pietru, da? 36 metri pătrați. Domnul Ianuse. Rămâne ca anul trecut. Contra ceva, abținut? Deci mai... Mai departe. Mai este un punct aici, care celălalt nu a fost. În cazul oricărui altui panou afișat sau oricărui alte structuri de afișat pentru reclamă și publicitate, să mai este de până la 23 de lei. Deci la 2 înapoi. Da. 23 de lei. 23 de lei. Da? Da. Așa. Deci, contra, nu? Impozitul pe spectacole. Da, aici e mai... Deci cât a fost acum? Exact, dar chiar trebuie... Deci eu la anul trecut a fost... Deci la discotecă era 1%, un leu pe metru pătrat. Acum s-a modificat, se ia la, în funcție de numărul de bilete vândute și cât este la 2% se pune pe suma respectivă. Facem muncă patriotică. Da, deci așa, Consiliul Local poate hotărî cota de impozit după cum urmează. Până la 2 lei, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, concert sau așa, film, spectacol de circ sau altă competiție sportivă internă sau internațională. Deci 10 până la 2%. Dumneavoastră, acum asta fiți. Din valoarea... Haideți să ne gândim că dacă vin un circ pentru copii, vin un circ pentru copii și îi impozităm mai mult, s-ar putea să nu, să nu vrea să facă activitatea. Poate vine un circ pentru adulți. Deci de până la 2%, deci 1%? 1%. 1%, simbolic, da. Ce este, Pietro? Circ să fie. 1%. Circ, 1%. Circ, 1%. Da, până la 5%, în cazul oricărui alte mai interacții și trebuie minorate mai înainte. Deci poate să fie un, cum, o discotecă, acum e un bal sau nu știu ce. Cât a fost la acolo? Era 1 leu pe metru pătrat. Acum a aprobat de Consiliul Local. Acum zice 5% din valoarea biletelor. Păi da, dar cine eliberează biletele? Aici. Biletele se fac, eliberează prin, vă spun eu. Ce trebuie să facă ei? Să emită un bilet de intrare sau abonament pentru toate sumele primite de la spectator, cei care organizează. Înțelegeți? Organizatorul. Vezi punctul, deci pagina 22.c și D.
să se conformeze oricând unei cerințe privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și abonamentelor sau. Era 5%. Până la 5% din valoarea biletelor. 3% de acolo. Cerim și din 3%. Avem spații autorizate ISU în care se desfășură activitățile? Dacă sunt, e toată... În urechiș, da. Avem. Asta din care va fi... Nu, care va fi, nu avem. Care va fi în câteva săptămâni. O să avem, da. Avem, până 3%. 5%. 5%. 5%. Aici spune, cu orice persoană care datorează impozit pe spectacol, are obligația de a depune declarație la compartimentul nostru până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacol. Taxe speciale, capitolul 8. Potrivit articolului 48 din lege, prevede ca pentru funcționarea unor servicii publice locale create interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, Consiliul Local poate adopta taxe speciale. Domeniile în care Consiliul Local poate adopta taxe speciale pentru servicii publice locale, precum și cuantum acesta, se stabilesc în conformitate cu prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, care, cum ar fi amenzi, penalități, confiscări, venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, din privatizare, din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat, din prestări servicii, taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități. 3. Taxe speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice. Așa. Dacă aveți... Nu. Ai ceva? Haideți concret, la taxe locale, da? Nu, la scutire. Alte taxe. Alte taxe locale. La scutire. La alte taxe locale, capitolul 9. Potrivit articolului 46 din cod, Consiliul Local poate institui diverse taxe locale pentru obținerea de venituri, cum ar fi taxe pentru utilizarea temporară a localurilor publice, locurilor publice pentru vizitarea caselor memoriale, muzeul și așa, taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilităților destinate obținerii de venituri sau folosesc infrastructura publică locală, taxe pentru activități de impact asupra mediului înconjurător. Consiliul Local poate aproba o taxă aici. Pentru mediul înconjurător, da. Da. Cum ar fi? De la nu spune. Da. Taxă. Da. 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 O sumă fixă. O sumă fixă. Ce spuneți? Că e de la euro în cuantum? Nu. 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 Hai să înțelegem bine ce taxăm, ce activități taxăm. Adică, de exemplu, pentru impactul. Eu vreau să vă spun, pentru impact împotriva mediului înconjurător, nici să nu dăm voie să desfășoare activitățile astea. Cam ar fi. Nu că să-i taxăm. Acum... Da, e pus la pachet și cu... Dar dacă se întâmplă... Vizitarea de muzee și așa, aveți noi muzeu și... Avem muzee? La Ureche, la Zobotie, avem muzeu. Nu, aia cu bilet. Păi dar intră tot aici la pachet. Nu, părerea mea, nu trebuie pus o valoare. Minima. Da. Deci, asta pune, valoare. Pentru ce? Pentru... Minimalul. 5 lei. Aia cu mediu, aia cu mediu... Taxele astea puteți să le faci și altfel. De exemplu, pentru un grup, copii, chestii de felul ăsta. Acum dai un leu, vine un grup mare. Când vine un grup de 2-3 persoane, poți să percepi o sumă mai măricică. Adică nici supra... Comedie, băi, un leu, băi, comedie. 5. Pentru copii. Pentru copii, un leu, hai de leu. Pentru copii, un leu. Pentru copii, un leu. Un leu, pentru copii. De un leu. Asta există. Autorizații pentru mediu, alte autorizații. Și pentru oamenii majori, 5. 5. Așa au fost. 1 la 5. Ce este, Pietru? Contracție. Mulțumesc. Taxe pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe care administrativă este în cuantum de 500 de lei și poate fi majorată fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local. Consiliul Local aprobă? 500. Aici se poate discuta. Se depune 10 milioane, poate întoarcem și să înțeleg. Da, să vă țin zi lumea. Asta e părerea mea. Observați-vă puțin.
Adică tu vrei să faci dragoste cu forța, nu neapărat. Dacă ridicăm taxa, poate... Nu, o taxă mare ca să îi convinge să nu mai divorțeze. Băi, dacă nu se iubesc, ce mai? Nu poți să divorțeze. Da. Rămânem la nivelul de anul trecut. Rămânem la nivelul de anul trecut. Cât o poți anul trecut, doamna? Acum legea prevede 5 milioane, adică nu? Dacă nu, mi se pare prea mult. Deci nu-i în pace. Să ducă. Da. 158. Haideți să vă spun. Cazuri de tipul ăsta la Orechești, pe an, secretarul poate să confirme 3-4 cazuri. 4-5, mă. 5, cel mult. Ia. Ia. Acum, dacă mi-a asta, și-o văză și dânsul, se poate merge la notar. Dacă notarul e mai ieftin, nu mai vin la primărie. Trebuie să ne gândim și la o formulă. Exact. Adică noi dacă punem 10 milioane, nu mai vin la primărie. Nu, dar 5 euro. Deci hai să mergem pe o cifră rezonabilă. Sustenabilă. Avem o comparație și la notar, știe cineva? Notar se duce peste 500 lejer. 500? Spre 1000. Cât a fost anul trecut? 150. 150? Hai, luăm. Rămâne la notar. Dar e pe rup de anul trecut. Numărit, numărit. Număriți, număriți. E bine, bă, jujuric. A spus că am trecut 8000. 150. Situația financiară a celor care din puția. Putem să păstrăm? Dacă ăla n-are mici de unile. Nu poți să faci cuantificarea. Mulți divorțează în genie ca să împartă afaceri. Sau uite, domnimat. Mulți au prea mulți bani și nu știi cum să împărți. Domnimat. Domnimat. Divorțează din interes. Băi, hai să începem ca casele. Capitolul 9, uite. Deci, nu știi cum să împart. Divorțează din interes. Păi da, depune candidatura de primar, trebuie să te iei toată afacerea din colo. Acum divorțează. Da, Andrei. Andrei. Hai facem o bucetă aici. Da, hai. Dar mâine 500 de lei, da? 500. Nu, nu, nu. Dar legea prevede 500. Dar legea prevede 500. Nu puneți așa. Exagerat. Nu, minim 500. Nu-i. Nu poți să scadă mai mult de 50%. Nu putem să o facem. Vă rog. Deci conform legii noului cod fiscal. Da. Taxa. 500 de lei, spune codul fiscal, și mai poate fi mărită cu cel mult 50% față de valoarea ridicată. Da, deci, înseamnă că minimul 500. E minim 500. E obligator, nu te zbună 500. De la 500 până la 750. Că o să mai vină la primărie și că o să meargă la notar, vom vedea. Bine. Bine aici. Rămâne 500, da? Hai, 500, gata. 500. Ce este, Pietru? 500, da. 500, gata. De copii eleografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de consiliul local se de până la 32 de lei inclusiv. 32 de lei ce? Sunt niște copii după niște documente, nu? Sau... Pentru eliberarea de copii eleografice după plăți cadastrale. Ce înseamnă asta? Nu avem situație. Dar noi nu avem... N-ai aparatura necesară să faci... La bine pe 32. M-ați înțeles? E 50 la Bacău. Da. 32. 32. Cine este, Pietru? Anexa lotantului judiciari de timbru, la 24 pagina. Da. Taxe pentru eliberarea unei adeverințe certificate și a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția celor acte pentru care se plătește o altă taxă extraordinară de timbru, este mai mare. Adică în 2015 au fost 4 lei. Noi trebuie să menținem că în anexa care e pentru taxele judiciare de timbru e 2 lei. Noi am mers pe mai mult. Respectăm legea. 2 lei. Da, pe 2016 2 lei. N-ai cum să treci. E exact ca la treaba cealaltă cu 500 de lei la divorț. Poate. Să prevedem că am mai avut discuția anul trecut. Deci nouă cod fiscal merge pe 2 lei, da? 2 lei.
2 lei, 2 lei. Mai departe. Dați pe 3 lei, 2 lei, 5 lei, cum spuneam. 2 lei, 2 lei. 2 lei, 2 lei. Și atunci toate până jos mergem conform legii. Conform legii. Una e de 6 și o facem la 5. 6 am iar, noi știu că 5. Pentru animale. De 2 ani. Pentru animale, o facem la 5 pe aia. Nu. Păi băi, fraților, hai să ne înțelegem. Ori mergem conform codul legii și conform. Conform legii și 5, da. E, deci anexul scrie 5. Conform legii 5. Conform legii 5. Da. Așa. Aici e 2. La licitația de civilă. Noi am cerut 200 de lei. Cât a fost? 15 lei. 15 lei. La schimbarea numelui. Era vorba de schimbare. 200. A, numele și mai spui ceva. 15 lei. La schimbării sexului. Deci, pentru lectorul. Acolo, acolo, nimeni dintre... Vă rog frumos, la punctul ăsta, niciunul dintre noastre n-a spus că nu sunteți de acord cu valoarea pe care a spus-o. Toți ați fost de acord. Să nu spuneți că a fost prea mare, nu știu cum. Ținem 200? Nu, nu. Anul trecut, anul trecut. La schimbarea cinecului 5.000 de euro. 15.000. Costă. Dacă n-a schimbat nimeni, mai scade. Costă. Lasă pentru mine. Mai sunt alea cu 2.000. Bravo, bravo. A fost schimbarea. Pentru desfacerea căsătoriei. Deci 50 lei au fost anul trecut, 2 lei era în anexă. 2 lei. 2 lei. Dacă legea e legea. Lasă pentru transcrierea la cer în registru de stare civilă române, actor de stare civilă întocmite de autoritățile străine. 2 lei, noi 50 am luat. Dar n-am, am avut ocazie de asta, domnul secretar? 2 lei, 2 lei, a spus guvernul 2 lei. 2 lei, bine, cu fapt. 2 lei, a spus, 2 lei. Deci, lasă pentru lei, 2 lei, fă discuții. Tot 2 lei? Da. 2 lei, atunci mata. Ce nebună. Dar să pentru venirea altor certificate de stare civilă în locul celor pe doamnă, faci confuzii. Clase distruse sau deteriorate. Băi, faci confuzii, baftă. 2 lei, da? Da. Așa. Dar să pentru legalizarea certificatului de stare civilă. Asta a fost 10 lei. 10 lei. 10 lei. Așa. Dar să pentru legalizarea certificatului de atestare fiscală, 10 lei. 10 lei. Așa. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite conform legii funciare. 15 lei. 15 lei. Așa. Taxe pentru matricularea autovehicului. Astea sunt taxe fixe. 60 lei pentru înregistrare, 145 conform legii. Așa. Alte taxe locale. Înregistrare mijloacele de transport care au, nu fac obiectul matriculării, taxe de înregistrare vehiculei lente. Taxe de înregistrare căruță. Au fost 50 lei. 50 lei. Dacă legea... A, nu mai are. Nu, nu, asta e altă. Deci taxă locală. Aici putem majora, putem... A, nu mai sunt. Dar punem 20. Dar nu mai sunt. Dar nu, acum nu, nu mai venit din 2 ani. Dar 3 ani nu s-o mai. Nu mai există. 50 lei, da? Da. Taxă pentru registrat mașini agricole. Cum asta cuprinsă între 750 kg și 3500 kg. Dar a fost? 130 lei era pentru tractoare. 100 lei, la fel. Tot 130, da? 130. Dar se pentru ele de vehicule, tot tractoare, dar cu capacitate mai mare, tot 130, da? Dar se pentru înregistrarea de mopede, 100 de lei era, tot 100 de lei. Dar știți că acum au, au o problemă cu, cu legislația? Da, nu mai au voie să le circule cu ele dacă nu au carnet? Carte de carnet și să aibă și atestat. Dar se pentru desfășurarea, desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului. 20 lei. Rămâi 20. Stradă. Da, taxă stradă. Taxă pentru vizarea anuală a autorizației de funcționare. Care va se urca 100? Privind desfășurarea unei activități ce fac obiectul comerțului de producție. Deci, la comerț, cum este... Da. Închide telefonul înainte. Închide, băi, închide. Închide. Spune. Spune, doamnă. Deci, comerț. Era vorba de 300, cum era taxa de funcționare la așa ea. Și la producții, cum sunt croitorii, nu știu, și erau 250. Menținem aceleași tarife. Să încurajăm producători, pe cei ce muncesc, să nu vor avea care cumpără și revânzare. A zis, da, 250 la producții, da, corect. Și la, cum este, și la comerț? La comerț, tot 300? Da, a fost 300. 300 a fost? Da, 300. Domnul președinte, așa rămâne. 300, comerțul, 250, da, producătorii. Așa, da. Taxe pentru eliberarea taxei anexei 24, 50 lei au fost. Ce e anexa? Spuneți-mi. Anexa 24 este pentru dezbaterea succesiunii. Pe proprietate. Care se ajută să-și facă acte. Da, da.
taxă pentru virarea anexei 1 și 2 la cedere. Deci anexa 2 se fac atunci când sunt probleme cu locuința și atunci vă cer notarii. 40 lei amândouă anexele. Da. Aici e deci mai mult. Mai, da, dar logica merge și mai puțin, fiindcă taxul local și putem să o scade. Vă spun și de ce. Unii se autorizează și unii beneficiază de un înscris. Asta nu e așa. Și își fac documente de proprietate pe teren sau pe locuință. Da. Cu 40 de lei. Cu 40 de lei, așa este. Adică să dăm un certificat de posesie sub nume de proprietar, îl atestăm că-i cunoscut ca proprietar. Să duce la notar să-și face, devine proprietar. Poți vorbești. Nu contează. Dacă și unul se autorizează cu 12 milioane. Da, cu ce-i cunoscut? Punctul 5, amendă pentru... Voi hotărâți. Persoanele... Tu le-ar rămâne 40 de lei, da? Da. Amendă pentru persoanele cărora se eliberează al treilea certificat de stare civilă. 50 lei. Amendă. Putea și mai mult. E o sancțiune. E o sancțiune. E o amendă. Amendă nu plătești la... Așa e altceva. Când își face buletinul la timp. Nu. Deci când venea a treia oară... Și alte. Adică nu poți să pierzi trei. E neglijență. A treia oară e normal. Atunci a trebuit mai mult, puțin care le pierzi și își fac alte documente. De fapt pierzi. Deci rămâne 50? Da, 50. Așa. Taxi pentru fonduri, pentru activitate, din, activitate și materiale din domeniul situațiilor de urgență. Deci cum era PSI-ul, 5 lei. Da, fost da, da, da. 5 lei. Auziți, domn primar, și acum domnilor colegi, e o problemă. Ieri a luat foc la o vecină, acolo și-au venit și pompierii, numai că n-a fost incendiu chiar așa devastator. E o problemă, deci și pompierii au luat legătura cu dumneavoastră sau nu, nu este acces către locuința care a luat foc. Nici la, nu are cum să ai. La vecina Lenuța lui Neajan. Tu ai acces? Prin pe acolo. Nu vorbesc de mine. Deci aia chiar... Noroc că... Nu dau un acces dacă vrei. Nu dau un magazin. Nu dau un acces. Auziți, domnul primar, problema este așa. În momentul când s-au dat pe timpuri autorizații de astea de construcție și toate felurile astea, se cerea și un fel de autorizații de la... ISU. Așa. Ori vinea, ori nu vinea ca să vadă și primăria îi dădea elibera că procesul verbal, că conformitate cu... Aceea e zona căi ferate. Observația făcută de micul... De... Ioiu? Situația este cu totul altă. Deci, acele clădiri sunt făcute în perioada de după 1974, în 60-70, sunt construite pe zona CFR-ului. Zona CFR-ului era mai mare decât este acum, dacă stăm să analizăm. Așa. Și oamenii, în momentul în care CFR-ul s-a mai extins acolo cu calea ferată uzinală, cea care duce către Deghereseu, și-a ocupat toată zona de acces în fața clădirilor respective. Și ca atare ei sunt izolați. Noi ca să facem lucrul ăsta nu putem, pentru că toate sunt private în spate. Știi foarte bine. Da. Singura ieșirea ta, să spunem așa, ipotetic, dacă ți-ar da Nica... N-am văzut în cazul meu, fiindcă la mine chiar se poate interveni. Deci, la prima locație se poate interveni din zonă. Furtun doar pe sub... Nu fac treaba asta niciodată. E frică. Nu am voie. Sau să fi venit cu mașina undeva pe la... Nu am voie să treacă. Atât, singura modalitate. Putea e o situație grea, e o situație riscantă pentru ei. Așa e. Dar și pentru cazul. O să trebuie să le punem un intrat acolo. Încă ceva, domn primar, dar taxa asta PSI, pe care o plătește omul la impozit, de ce servicii beneficiază? Că iarăși, acum cerim bani. Dar... Dotări la cadrul... Facem și dotări. Da? Instituțional. Trebuie să înțeleagă lumea, da, corect. Deci, s-au cumpărat dotări pentru chestia asta. La nivel de comună. Da. Deci rămâne cu 5 lei? 3 lei. Că avem dotările făcute, dar anii trecut. Bă, ai nevoie permanent, bă, nu-i așa, legea ne obligă să facem manual, dotări. Adică nu fac două vizere. Să dau vizere, dar să-i fac două vizere, ca începutul anului, nu că toate care trebuie să-i... Nu că trebuie făcute, trebuie să-i vrească, nu e aici, nu știu, rup. Vă rog frumos. Băi, capul de hidrat, că așa... Vă rog frumos. La fiecare început de an, undeva în luna februarie, se face evaluarea fiecarei localități. Se vine de la situații de urgență și îți iau în calcul tot ceea ce ai.
ca situație patrimonială, toate obiectivele pe care le instituții publice private, dar și dotările pe care tu, ca instituție, trebuie să le faci în mod obligatoriu. Deci, spuneți, anul trecut evaluarea ce a spus și dacă trebuie să mai recomand, facem... Dar și legea te obligă, da, permanent. Ce vă recomandă? Adică... Recomandă să ai tot timpul stingătoarele să fie în regulă, furtunile să fie în regulă, punctele de verificate de lingote. Absolut. Dacă astea sunt... Alte materiale în dotare, inclusiv cu cizme, inclusiv cu lopeți, inclusiv cu, dacă, cu motoare. Motoroaie. Orice. Adică toate astea trebuie făcute. Și le facem constant, în fiecare an. În limitele în care se știu. Cât a fost anul trecut? 5 lei. 5 lei. 5 lei. Așa. Taxe pe mic servis. 50 bani la mic. Rămâne la fel că nu facem de așa. Nu mărim. Nu mărim. Nu mărim. Păi la asta m-a referit. Taxe oficii de căsătorie. Deci pentru zile de sâmbătă, 100 de lei era. Nu știu, doar băi. Punem 75. Da, băieți. Vreau să mă credeți ceva. Avem o situație grea la capitolul însărători și copii născuți. Părerea mea, acum e adevărat, rari cazuri, în general cei care sunt duminica vin eu sau rari cazuri mai bine secretar, dar în general eu sau vine celălalt care se ocupă de treaba asta. Eu sunt de părere că n-ar trebui să mă aplicăm taxe suplimentare pentru sâmbătă și duminică. Să păstrăm o taxă mititică pentru cei care vor să căsătorească la nivel simbolic. Să nu-i mai împovărăm și pe taxe că sunt soare sau sumărită. Părerea mea. Sau poate să fie și zero, din punctul meu de vedere. Nu-i mai împovărăm. Și așa nu sunt mărită și așa nu sunt soare. Vă rog frumos să vedeți. Au murit în comuna Urechiești peste 30 de cazuri, undeva aproape de 40. Și copii născuți, nu avem de o grupă de școală, să știți. Nu avem. Atenție. Lăsăm taxa de luni vine. Lăsăm 25. Poate să fie și 0, din punctul de vedere. Depinde de funcționarul care le-a spus. Care să face. Veni la buget, nu ia, să înțelegeți. Deci nu iau omul banii. Știu. E bugetul local la bani. Așa, e bine. Secretarul și așa ai. Ai un căsătorii sau n-ai un căsătorii. Să vină și eu cu un coniac mai bun. Și acolo cu 25 de lei? Da. 25 și bine. Și duminică. 25 lei și să vână și duminică. Fără nici fel de probleme. 25 de lei. Taxă. Taxă închirierii cămin, nunți. Era 10 milioane, 10.000 de lei. În 2015, în 2016. Haideți să gândim că nu o să, deci locația o să fie alta. Locația alta. Să vă spun ceva. În condițiile date în care a crescut exigența la obiectivele astea în care se adună oameni pentru activități de distracție. Dacă analizăm, noi în momentul de față una singură avem disponibilă, cea care este în construcție și aproape gata. Alte nu mai pot face obiectul. Pentru nu-ți botezuri cu metri. Spectacol. Și ca atare, cornețelului trebuie să-i mai faci niște modificări ca să o aduci la standardul ăla. Deci ca să-l aduci acolo îi mai trebuie ceva. În momentul ăsta, în schimb, trebuie să fim foarte atenți la altceva. Deci noi, timp de 5 ani de zile, nu putem percepe taxă pentru acea clădire, băieți. Deci noi putem pune ca o închiriere de veselă, aia nu face obiectul finanțărilor, închiriere de mese, scaune, dar nici de cum să punem taxă pentru desfășurarea de activități de tip recreativ, divertisment, cultural sau altul. Deci putem pune noi, dar nu pentru a face taxare pentru clădirea respectivă. Atenți! Deci, cu siguranță că va trebui să facem dotare. Nu face obiectul proiectului. Dotarea va face. Trebuie să o facem. Cu tot ce trebuie. Scaunii, cu mese, cu... Dar de ce spuneți treaba asta acum? E undeva, adică... Prin contract, prin contract nu ai voie. Timp de 5 ani să percep taxa asupra imobilului respectiv dacă cuprinzi european. Ca atare, noi nu putem să cerem decât pe ce nu am... ce nu a făcut obiectul finanțării. Deci, noi avem acolo mese, scaune, da, prima dată trebuie să-mi dai ceva. Dar pe faptul că ai acces în sală, nu poți să-ți percepi niciun leu. Aici, dar să 5 ani. Deci, da, cota lor e prea mică față de noi, ca să spună și condiții. Dar nu, dar eu nu contează, poți fi un leu, Nicu. Da. Deci poți fi un leu. Bine, haideți să vedem de acord asupra unei... Asta mă căluzul de acum, după răzura. Da, liber la... A, uși! Intră pe coadă, ies mare. Da, da. Deci înseamnă că să ceri o taxă adică, pe... Trebuie și fede pentru celibatare. Da, dar ceva pentru lumină. Pe selă și pe mobilier. Domnul primar. Înseamnă că se pute pune o taxă pe veselă, pe mobilier. Da, să-ți văd cât rămâne. Facem o taxă. Vă recomand așa.
Să punem o taxă în care să scriem chestia asta. Da. Veselă și mobilier. Exact. Și o să o aplicăm la toată lumea, pentru că asta e direct. Și ceva contravaloare curent electric. Și așa, dacă stăm și la gândire, știți câte munți au fost în toată comuna noastră? Nici nu are rost să ne mai aici. Da, dar nu poți să-i pui taxă pe mobilier și pe veselă de 10 milioane. Nu, domnule, nu. Domnul primar, dar să nu ne prezim că vii și din alte localități să-i chinezi. La zero de lei. Punem o sută. Adică din comună, înțeleg, din comună ești. Vreți să ne gândim și la aspectul că... Da, de atași. Nu mă oleam. Haideți să ne gândim la o cifră. Vă rog frumos, nu mă oleam. Haideți să ne gândim la o cifră. Ca să fie ușor de aplicat pentru cei din comună. Dar nu poți faci deosebire nici cu ceilalți dacă vin să... Dar cu alții îi pui de și... Nu poți să-i spui, tu ești din... Tu vii din Coțofănești și aplici atâta. Dar totuși rețin ceva. Ca să facem o dotare corespunzătoare, avem nevoie de gologanii serioși? Adică să faci toată investiția acolo, vă refer de mese, de scaune, și la etaj și la parter. Păi, domn primar. Plus celelalte dotări. Auziți? Atunci, în valoarea aceea de 10 milioane care era taxa, nu știu ce, dacă o punem... Ba da. Dacă punem pe veselul și să o punem... Pe eu merg pe varianta să ducem undeva către 500 de lei, cel mult, așa? Și care să o împărțim pentru veselă, adică să spunem veselă 500 de lei și asta e tot. Și în care trebuie să facem veselă și asta cum spune, scaune, mese, jumătate, 250 metri de lei pentru mese. Dar nu mai pot abotezat niciodată veselă. Știu. Dar trebuie să mă credeți și pe mine. Nu putem sări din regulă. Adică ăștia vin și te controlează, da? Oamenii te controlează și o să spună, da, dar ce aplici taxe, n-ai voie. Deci atenție la chestia asta. Eu aplic pentru toate care au plăcat autocul. Deci pe mobilier și pentru veselă se poate aplica pentru că n-a făcut obiectul discuție. Pentru consumul de energie. Și energie. Dar bun, energia nu face obiect. Nu. Se poate taxa, nu? Nu, energia nu poți să taxezi. El folosește vesela, tu trebuie să-i dai clădirea să o utilizezi. Cu totul... Costul de întreținere înseamnă și asta. Cum merge? Vine cu 500 și 600, cum merge? Merge cu 500, nu-i probleme. Bă, băieți, acum vă spun ceva. Și nu se mai fac, mă, fraților. Măcar să-i stimulăm că se face unul. Da, să lăsăm, domnule, să vadă că este și o reducere în față de 10 milioane, 5 milioane. Să-și fac oameni eu, nu, să-mi dau libertatea. Merge cu 500 de lei? Cu 500. Da, da, da. Nu de cala, 500. Care este efectul? Vasile, 500. 500 de roni sau 500 de roni? 5 milioane. Pentru veselă și pentru mese scaune. La boteză. Veselă, mese scaune, 6 milioane. Da, veselă, a început. Deci la botezul era 200, la furnie civilă 200. Cât? Am scăzut de la aia 150 sau cât crezi? La veselă e tot aia. Botezul la botezul aia. Veselă e tot aia. Cum să dați la zero? Asta nu e problemă. Da, deci nu la zero. Cât are voie veselă și acolo? E veselă. Ai, dă-mi o adică așa. 100 pe fac. 100. 100. 100. E veselă. Pe 3 fac purii. Să dea Dumnezeu să aibă. Acum am ajuns la casa de salubritate. La gunoi. La gunoi. Asta e știută și nediscutat. Asta e întrebă aici. Poate să mire. Este singura taxă care nu se poate discuta. 3,77 lei. Da, am trecut pe drumul peste asta cu rebranșarea cu la apă. Da. Păi da, ajungem. Taxa salubritate sus. La pagina 2. 3,76. Da, ce pagina salubritate? E nouă taxă, da. La ce pagină, doamne? La pagina 27. Da. Ce facem aici? Taxa de salubritate. Mă bucură faptul că a fost discutată și una trecută. Acum prea multe dezbatere pe tema asta nu putem face. Am aflat chiar astăzi de la domnul și în legătură cu faptul că s-au făcut niște modificări în situația de conducere a DIS-ului. Așa. Deci, părerea personală, nu are rost acum să facem prea multe discuții în condițiile în care este practic o taxă stabilită în raport sau într-o evaluare făcută în urma unor proceduri legale care s-au aplicat la nivelul ADIS-ului. Adică noi, acolo la nivelul ăsta, la nivelul local, mai atât. Persoane care o să trebuiască să plătească această taxă de salubrizare, noi, anul trecut, am luat hotărârea ca să plătească odată cu taxele și impozitele pe clădiri și terenuri.
Eu nu știu dacă e bine să mai ținem acest aspect în vigoare pentru următorul motiv. Am înțeles de la anumite persoane că au refuzat să-și plătească taxele și impozitele pe clădiri și terenuri tocmai pentru faptul că erau obligate să plătească așa, adică deci el n-a mai plătit nici taxele și impozitele un pic. Așa, sunt cazuri de genul ăsta, așa am înțeles eu că sunt. Bun. Acum mai este o chestie aici așa interesantă. Dom'le, oamenii ăștia care se declară că el nu dă gunoiul, nu plătește taxa, pentru că el nu scoate și nu dă gunoiul. Ce părere aveți dumneavoastră că este făcut? Eu aș zice să facă un model de declarații tip la jos, la unii se încasează taxele și impozitele, în care atunci când vine și plătește pentru teren și clădiri, și nu vrea să plătească și pentru teren, să dea omul declarație că el nu îl scoate, așa, și nu îl dă, că nu scoate, nu face așa, și în condițiile în care este găsit că el, de fapt, aruncă gunoiul în alte direcții sau nu știu ce, atunci se iei niște măsuri. Haideți să închid, nu mai stăm foarte mult. Că da, e discutat aici. Ideea este următoarea. Sunt mulțumit de faptul că, în momentul în care au venit ei cu campania de împărțirea acelor recipiențe care se depozitează cu noi, urecheștiu a fost extrem, extrem de receptiv. Deci din 900 de euro pubeli, s-au luat de către cetățeni aproape 800. Deci noi avem undeva la vreo 100 și ceva care nu au fost luate. Ne-au trimis inclusiv containerele alea care se pun pe stradă în locurile inaccesibile. Ca atare, dacă lumea a venit în felul ăsta către noi, către administrație sau către firmă, așa, să-și ceară acel recipient, eu sunt convins că ușor, ușor s-a ridicat și interesul omului pentru gunoi. E cu siguranță dificil acum că se va plăti mai mult o leacă. Sunt de acord. Dar lumea totuși a perceput ca o nevoie. Și anul ăsta a fost un an, așa să spunem, de tatonare. Am avut și experiența anterioară, când știm că a fost mai greu. Dar lumea ușor, ușor a văzut că e nevoie și de treaba asta. Să știți că a scăzut cantitatea de gunoi împrăștiat aiurea față de alte... Deci... persoanele care nu au fost la domiciliu cu s-au împărțit o grană... Va începe o altă acțiune, zilele următoare, după 1 ianuarie, în care vor veni ei, ne le aduc la primărie și noi o să le distribuim. Așa, deci cei care lucrează nu o să fie în loc cum acasă și nu... Da, asta vreau două de cază care... Cât e prețul persoană, domnul primar? 3, 7, 3, nu, nu. 20 de lei. La articolul 8, aici cu noi, modul de facturare, dacă aveți, pune la euro cubelă, se ia la euro cubelă de 120 de litri, se facturează cu 0,12. E taxă fixă. Nu e taxă fixă? Taxă fixă. E taxă fixă. 3,76. V-am mai spus treaba cu cantitatea, cu tonă. 3,79? 3,76. Eu pus, am calculat și ajungeam mai... 3,76. Asta e unde tu, dacă acum ești în colegi și poate că există și l-am rămas. Și situația să știi că la nivelul județului Bacău și chiar în România este ușor confuză. Nu e atât de simplu, ar părea la prima vedere. Sunt conștienți toți că problema va fi dificilă în 2016, că lumea, sunt comunități care nu acceptă cu ușurință să colecteze în sistem centralizat. Adică vor fi greutăți. Nu mă aștept să colectăm noi suma din total valoare care ar trebui să o dăm. Eu nu cred că vom reuși să adunăm mai mult de 50-60% în modul cel mai optimist. Eu sunt foarte sincer și obiectiv. Sunt obiectiv la capitolul ăsta. Sunt diferite reacții, dar ușor, ușor nu se mai formează. Probleme de tipul ăsta sunt și în marile orașe. Am discutat și în cazul Bacăului. Și ei au situații dificile. Nu vă imaginați că la ei, lumea dacă stă la oraș, gata, percepe că gunoiul este absolut necesar să fie plătit. Domn primar, vreau să vă spun aici că avem cu aprobarea modelului de contract pentru agenții economice și instituțiile publice. Avem un model de contract sau puteți să un preț? Ei. Ne aprobăm acum. Care este suma? Chiar mă interesează și eu și
ceilalți. La agenți. Da. E o relație contractuală directă. Păi, da, am înțeles. Ar avea niște prețuri impuse. Care ar fi prețul ăla? Un contract separat. Nu? Îl face societatea, nu primăria. Nu vi se pare puțin că vine ca și lege pe care noi nu putem să o ocolim? Nu putem să facem altceva? Deci agenții economici este contract separat și va avea persoană care să-i reprezinti în relația directă. Da, și nu are nicio treabă cu administrația locală. Exact. Da, am auzit de treaba asta, dar se poate avansa un preț? Deci dacă populația pe membru de persoană plătește 3,76 lei, pe spațiu comercial, cum e? În funcție de... Nu mai știu, nu știu, poate să mă arată. Avem? De asta zic, adică în momentul în care aprobăm... Eu vă citesc din contractul lui. Spuneți un preț acolo, da. Tariful pentru colectarea separată, transport separat al deșeurilor menajere reziduale, inclusiv eliminarea prin depozitare, este 553,59 lei tonă, respectiv 110,72 lei metru cub, plus TVA. Deci asta o să fie contractul pentru agenții economice. Vă dați seama ce creștere fantastică de preț este 40 în momentul actual? Eu vă spun... Eu cred că foarte atent trebuie să fie fiecare agent economic atunci când discută și relaționează cu el și negociază cantitatea. Nu știu dacă poate. Negociat la ONEJ, nu în cazul ăsta, cu firma veche, fiecare firmă negociază câți metri cubi se negociază. Da. Nu este o chestie neapărat impusă. Eu aici o vorbă de două persoane juridice. Și atunci poți să negocia. Am înțeles. Depinde și de activitatea desfășurată. Poate să un plafon minim, într-adevăr. Adică nu spui, domnule, eu am numai 100 de metru cub. Hai, domnul Ungureanu, măcar de la jumătate metru să uiți și ei la ce activitate ai. Da, sunt. Deci în funcție de activitatea desfășurată. Cred, nu știu, sigur. Și asta ce a spus domnul secretar, e 500 și ceva pe an. Tona. Sau tona. Să înțeleg că în momentul în care îți ridică, el îți și evaluează greutatea din pubelă. Deci greutatea ți-l cubează. Nu, nu, să faci o estimare. Faci o estimare? Eu, de exemplu, la ONEJ am jumătate de metru cub. Am insistat, domnule, n-am mult și am negociat până jumătate de metru cub, un metru cub maxim, deci nu. Numai. Metru cub? Depinde ce activitate ai. Lunar. Sunt compozitor, poate lunar. Ce ar însemna asta ca și preț? O jumătate de metru cub acolo? Vreo două? Să împart acolo. Nu. Este 553. Acum nu știu de unde de dacă accept. Aveți 1 metri cub acolo. 200.000. 0,7. Metru cub. Da. 110,72 lei metru cub. Cât? 110,72 lei metru cub. Mulțumesc. Cu TVA sau fără. Deci am prezut 110,7 este același în toate comunele. Da. Preț mediu din zona rurală. Zona rurală, da, s-am văzut. Dumneavoastră veți plăti către ADIS. Bacău, asociația dumneavoastră, către Romprest, va plăti. Da, am înțeles, dar nu, n-am știut pentru deci contractul ăsta care spunea că e tip și... Haideți mai departe. Domn primar, vă rog. Deci, ce vreau să vă rog, să încercăm să stabilim, să vedem cum este logic. Părerea mea este că atunci când vine și își plătească taxe și impozitele și 1, 2, 10 persoane care refuză să plătească cu noi, să fie impozitat, domnule, să li se ia banii pentru impozitul pentru taxele pe clădiri și teren. Adică să nu fie refuzat pentru faptul că nu plăti cu noi. Taxa asta de 3,76 pe persoană. De exemplu, unii familie cu 3 sau 4 persoane. Aici se ridică 3,76 ori 4, vine 4, vine cam 112 lei pe lună. 12 lei. 12 lei. De 8. De familie. 12 lei. Da. N-ar fi bine să o părțim taxa asta, o părțim în 3 rate în timpul anului? Că nu vine ăsta care are 7 persoane să-ți dea un milion, să-ți dea 3-4 milioane cu noi într-un an de zile, după aceea să-i fie taxa de clădiri. Avem două grupuri de contribuabili la cartonul gunoi. Cei care înțeleg foarte bine mecanismul și acceptă și dau gunoiul tot în regulă. Da. Și cei care înțeleg mai greu, nu că nu înțeleg, care sunt oarecum reticenți și se gândesc, domnule, să nu mai dau și banii ăștia. Deci la cel care știm și am aplicat chestia asta, la cei care am știut că sunt corecți și vin periodic, cu o situație și anul ăsta, și plătesc, am acceptat să plătească și pe tranșe. La ceilalți am negociat în așa fel încât să știți foarte bine că prețul a fost foarte mic în raport cu anul următor. Deci prețul a fost la jumătate aproape de cât a fost pe anul, va fi pe anul 2016. Deci oamenii încet au acceptat că
Matavi cu propunerea să mergem pe tranșe. Eu accept ideea de tranșe. Mă refeream la persoane mai multe. Da. De exemplu, de la 4 persoane în sus, putem să facem 3 tranșe sau 2 tranșe de 4 persoane. Mi-e teamă că vom ajunge în situația să nu colectăm. Așa. Adică una este să vine când plătești impozitul și să achite cât achite, dar să achite. Și știi că și-o încheiat obligația către administrații și alta este să mai aștept până la sfârșitul anului să mai vină încoa. Adică sunt cazuri și cazuri. Nu putem aplica o metodă unitară. Vă rog să mă credeți. Nu putem, dar nici și foarte multe din băcii trebuie să aibă cel care colectează bani. Noi avem norocul, să știți. Deci noi avem norocul faptului că am început din 2015 și ușor oamenii s-au mai deprins. Știți? Adică să colectăm ca și la plata taxelor. Eu mă refeream să identificăm familiile unde sunt mai mulți și puteam să le spunem, bă, fraților, vii să plătești taxă 31 martie, că toată lumea aici se îngrămădesc la reducerea de 10%. Aici. Nu, dar aici nu este reducerea. Nu. Care vii să plătești pământul, reducerea de 1 la 10%. Aici îmi spune omul. Dragii mei, cel puțin 4 ani de zile mai durează chinul cu obișnuința oamenilor de a normal. Mai durează. Da. Eu am spus și la trecut, o să ne afecteze la strângerea taxelor și impozitelor pe clădiri și pe curți. În momentul în care le avem puse în același tabel. Asta e părerea mea. Adică, doamna referent știe, în general omul plătește 100 de lei impozit pe casă și grădină și trebuie să plătească la 4 persoane 200 de lei gunoiul. Hai. Am spus-o și la trecut și asta cred, deci banii sunt din ce în ce mai puțin. Asta e părerea mea. Economic stăm rău. Când a fost în perioada, lui, luam banii așa și aveam o datorie de vreo 2 miliarde, 3 miliarde la gunoi, totul e să spuneți de opoziție, deși dăm bani din buget pentru gunoi. Singura variantă cea mai bună este să dăm bani la taxarea acolo. Fiindcă omul, dacă dă impozitul, bună ziua, eu n-am spus că... Eu zic că o să întâmpinăm mână la pierdă. O să fie, eu. Deci, cei care vor avea o misiune, cea mai grea misiune posibilă, cea mai grea misiune posibilă, să adun bani. Asta e cea mai grea. Lucrătorul la taxe și impozit. O vor avea ei. Deci ei sunt cei care, dacă sunt abili și capabili să gestioneze problema, pot să genereze o disponibilitate din partea oamenilor. Deci și eu o să încerc să fiu foarte atent, să-i fac să înțeleagă. Dar să nu vă imaginați că în 2015 asta de vorbă cu lumea pe tema asta. Că vineau oameni și îmi spuneau. Și am încercat să explic. N-aveam ieșiri, fraților. Nu există alternativă. Nu mai poți să-l dai în râpă. N-ai cum. Hai să vă dau ceva ieri. Haideți, vă rog. Haideți, nu mai dragi eu se corumiști, voi, și era pot să. Nu vorbiți de voi, de punctul de vedere. Vă rog frumos, mai departe. Ca să gem, e prea lung. E gata cu asta, da? Nu, era vorba și de apă. Tasa pentru cheltuieli silite, asta era 21 și tot 21 lățănim. Așa? Tasa pentru branșare apă curentă. Era 150 în 2015. 100 de lei. Și prețul apei rămâne neschimbat. Vă rog frumos. Rebranșare. Rebranșarea și 200. Și metru cub rămâne neschimbat. Da. Tasă pierdere investiții tot 12, da? Ascultați cu atenție. Deci la capitolul ăsta propun să rămânem neschimbați, dar se schimba și legea la pentru utilitățile publice. Ne obligă, în conformitate cu noile reglementări, să creăm, să dăm statut juridic compartimentelor. Deci o altă formă de organizare juridică. Acum vom vedea, avem limită până în august, dacă nu am zis bine, să vedea cum se va pune problema. O să discutăm și în Consiliul lucrurile astea. Mai departe. Deci mai este o anexă 3 în... N-ați stabilit, n-am rămas la taxă, pierderi investiții. 12 lei. Tot 12 lei, da? Nu mărim nimic. Cu toate că să știți, vă spun sincer, sistemul funcționează. Nu avem probleme deosebite că nu plătesc sau... În general funcționează și lumea percepe apa ca pe o necesitate. Aici e marea diferență între necesitatea de pe care o privim pe apă și necesitatea sau lipsa ei, lipsa necesității la gunoi. Deci, Prețul e cel ce-a frate. Apa, îl dăm omilor cu un preț corect și chiar foarte, foarte mic,
și la gunoi deja... Este unul dintre cele mai mici prețuri din județ și din Valea Trotuș. Și cred că și din România. Da, e foarte bine, domn primar, că doar... Nu avem prețuri foarte mari. Doamna Mica, la ce se referă taxa pierderi investiții? Nu. Investiții și... Pierderi în cazul sau, care... Sau pentru investiții. Pierderi cui? Pierderi de apă. Deci pot să apară în sistem pierderi. Și sunt pierderi. Nu-i pierderi. Sistem. Sârupii în grădină. Că a fost cazul când s-a rupit o hidrant. Păi am avut la locatorul și Iacob, a avut 4-7 incendii. S-a spart o hidrant. Haideți mai departe. Și apoi la remediat de pierderi. Mai era 28. Nu, mai avem acolo. 5. Nu, așa am greșit eu. Să eu aiurea. Aici era problema. Așa, a rămas 80. A rămas 80 din gol, nu mai face mea. Nu, aici am greșit eu. Azi mă tăiem de aici. Da. Păi de asta nici n-am citit-o. Vă rog, că dacă i-a dat să dă asta. Da, am greșit eu. Vă rog, mă dă două. Am fost cuci la început, ia ca să fac un gol, să gol, să gol. Mergem la pagina 28, anularea clienților fiscale. Potrivit articolului 178 din legea 207/2005 privind codul de procedură fiscală, noul cod de procedură fiscală prin 2016, alineatul 1, ia în situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea asomatei și adrese de înființare a proprietății sunt suportate de organul fiscal. Creanțele fiscale restante aflate în sol la data de 31 decembrie a anului, aici se referă la anul 2016, mai mici de 40 lei se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitării de debitori. Consiliul local trebuie să aprobe anularea creanțelor. Trebuie, poate. Aproba. Adică la un rău platnic, care are până în 40 lei. Până în 40 lei, da, e da, așa. Da. Sunt debit istorici. De ce? Adică l-aș încuraja și pe ăla care spune 40, care are... E cu aprobarea Consiliului Local, dacă e voi aprobăm dacă nu. Eu nu, adică până în 40 lei trebuie și permit da, oricine. Dar ascultați cu atenție, sunt cazuri, e bine să aplicați. Sunt actori social, care n-au alte surse de venit și n-au putea... Dar sunt mai multe tipuri, am cazuri. Deci sunt cazuri. Sunt oameni care figurează în evidenție cu anumite datorii, de exemplu, care sunt din afara comunității, din afara comunei și asupra cărora nu mai poți acționa, nu ai pârghi în care să intervii asupra lui. Dar nu-i găsești. Nu-i găsești, nu știi despre ce, nu știu, te înregistrezi cu acele debite. Sunt cazurile acei de la social sau de astea mai grele, care figurează cu anumite sume și n-ai să recuperezi în veșii veșilor. Și atunci tu îți cuantifici niște bugetii care nu sunt reale. Înțelegeți? Da, înțeleg. Tu le pui ca plus, dar niciodată nu ajungi să le colectezi. Eu vă spun ceva. Da. Noi pierd total și închid discuția. Noi pierd total și în bugetul 2015. Am mers pe o cifră, noi am depășit cifra, dar am depășit cifra la nivel macro, general. Pentru că sunt anumite elemente din buget care nu s-au atins, pentru că exact ceea ce spunea ea, nu venea ăla să-și plătească. M-ați înțeles, da? Hai de punctul de la urmă. Băi, ceva tu, băi, gata, băi? Nu, aici. Rămâneți, scutim pe ăștia până în 40 până la urmă. Eu îți de părere să acordați facilitatea. Îți de părere să o acordați. Și așa nu vezi. Cât se aplică? Da, dar pentru câtă perioadă? Nu, dar creanțele astea înseamnă inclusiv debit pe la debit, buget? La bugetul local? Da, la buget. Da, adică pe impozite și taxe, da, taxe și impozite. Da, da, da. Avea o proprietate mică să încadreze în suma asta, nu să nu plătească. Sunt cazuri. Sunt cazuri. Sunt cazuri. Mai avem aici cu anularea cu accesoriilor sau a majorărilor la creanțele fiscale. Conform legii ordonanței din Guvern 44 din 2015, privind acordarea unor facilități fiscale. Așa. În contextul articolului 12, alineatul 1 din ordonanța din Guvern numărul 44/2015, în cadrul obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică prin hotărârea Consiliului Local.
La același articol din aliniatul 2 prevede că anularea majorărilor de întârziere vizează o cotă de până la 73,3% datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate proiectului local. Tot Consiliul Local aprobă și procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere. Prin obligații restante la data de 30 septembrie 2015 se înțelege. Obligații de plată scadente până la 30 septembrie 2015, diferențe ale debitelor principale ale și accesorii, majorări de întârziere, stabilite în urma inspecției fiscale comunicate până la 30 septembrie 2015. Orice alte obligații identificate prin titlul executor emisii potrivit legii aflate în evidența organului fiscal la data de 30 septembrie 2015. Deci, cei care își achită debitele fără accesorii până la 31 decembrie, deci Consiliul Local poate să anuleze prin o cotă din majorările din întârziere, prin scădere, deci până la 73%. Domnul referent, da. eu am studiat puțin problema asta și am înțeles așa. Avem niște persoane cu debite, au debit de 1000 de lei, de un număr de 5 ani, să spunem. Între timp, valoarea majorărilor a ajuns la 500 de lei. El, la ora actuală, împreună cu majorări, are de plătit 1500 de lei, da? Da. Noi îi acordăm o facilitate, îl scutim de 73,3% din valoarea... Deci, nu, părerea mea, putem să-i acordăm maximum de scutire pe majorări ca el să-și plătească debitul și cu restul majorărilor. Da, scuze, doamna. Da, eu sunt de acord cu chestia asta, dar așa o văd. În momentul în care se cunosc și persoanele cu debite mari și cu deși implicit majorări, da? Eu aș face niște anunțuri, am vorbit cu domnul secretar, aș face niște anunțuri, nu nominale, da? Deci, cum că cetățeni, cine și așa, deci și puse chiar la porțile sau aproape de persoanele cu probleme. Deci, noi venim deci dacă omul ăla are să-mi dea 10 milioane pentru taxe și impozite și, să spunem, încă 10 milioane pe majorări, care are un timp îndelungat de când nu a plătit, el îmi plătește 10 milioane debitul impozite și numai 2 milioane, numai 2 milioane jumate din majorări. Nu-i mai au încă 10 milioane. No. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Păi da, deci, dar e foarte simplu și asta explic și doar. Deci eu merg și pe varianta să trimitem informația prin plic personalizat, doar de la român. Că nu avem multe cazuri, 10, 20, 30 de cazuri, așa cele care sunt la o dimensiune mai mare. Și atunci, el știind că îi se adresează în mod explicit, merge pe ideea că poate să plătească mai puțin și sperăm că felul ăsta să vină și așa. Se pare că e un gest de absolut. Am venit în... Exact, da. Dar și o înștiințare per total prin SAS și cu spune că sunt completare e bine. 20-30 de cazuri în toată comuna. Nu sunt atât de mulți încât să... E foarte bine. Care au suflet foarte mult. Nu, dar ideea este următoarea, că și eu cunosc o persoană, două, care este în situația de față și n-am de unde să știu dacă a ajuns plicul. Așa, dacă aș merge cu el și aș găsi, ia uite bă, uite ce face Consiliul Local. Te stimulează. Vă așteptăm să ieșiți. Mai departe. Cu siguranță. Deci, până la cât? Până la maxim. Părerea mea să-i dăm o scutire de 73,3%. De acord, da? Scutire maxim. Maxim, eu nu știu ce să domnul Andrei, conform ordonanței. De acord, 73,3%. Da. Rectificarea de buget înseamnă 66.500 de lei ca și sumă absolută, din care 31.000 de lei sunt bani de la încălzire, bani celor care trebuie să-și ia, care și-au depus dosar pentru că încălzire, da. Așa. Și restul diferențe excedent la bugetul local. Împărțirea pe cheltuielile este stabilită în referatul la contabilitate, care sunt aici. Cheltuielile de administrare, de susținere culte, de învățământ, de încălzire, de indemnizație și drumurile la investiții. Adică să trimitem la cei care au făcut documentația de proiectare la drumurile de la Sobozia și la Îngaducții. Da? Banii de la drumul ăsta sunt pentru... Proiectele de la Sobozia și Cornăsel. Discuții? La cultură. La cultură. Ce a făcut la Cănin de la Cornățel? Pentru a mai primi din lucrare, de la WC-uri, de la dispensarul. Ei cuprins la culte.
obiectiv. Dispensarul, măi, mai. Dar este în clădirea căminului. Nu puteam să... Ai ce pensă și școala de la statul nou? Nu, domnule, nu, acoperișul. E închis, e plătit ăla, nu e nicio problemă. Mergem mai departe. Iar la culti, e diferența, deci mai avem ceva și mai dăm o parte de 7.000 de lei pentru să cerem la bisericii la Bolecheș ca să-și continui treaba. Deci biserica nouă, mă refer. Da? Cu tovarșul Pop. Da. Da, deci încerc să găsesc o soluție, în așa fel încât... Noi aprobăm aici. Noi aprobăm. Stai. Aprobăm, dar ai aprobat pentru ceva. Ai de investiții. Deci nu e să compară chestia materială, care înseamnă creștere, cu investiția. Cu totul și cu totul altul. Deci vrem și investiții în primăvară, da? Vrem și întreținere de iarnă. O să încercăm să le facem. Mm-hmm. Da? Ca părerea mea ar trebui să promitem mai puțin și să facem mai mult. Că pe urmă le promitem și nu putem să facem contractul. Deci nu pot să fac numai datorii. Eu trebuie să încerc să-l și gestionez. Dar să nu mi-o promit. Eu prin zocolie e cu asfaltare în primăvară, da? Mă rog. Îmi permis să cheltuiesc bani cu ajutorie? Mă rog. Nu să vă permit, să spunem, vrem drumuri bune, nu putem la momentul de față. Promitem și de faci de nu deci facem. Promitem și le rezolvăm. Și asta, deci și eu îmi fac mea culpa, nu cer. Trebuie să mai fi o sesizare, eu cred că toți ne-am atins de ceva cu animalele domestice, evinții, orcele, peste tot. Deci asta nu e de competența primarului să aperi de animalul care poliție locală, licea poliție. Așa este de poliția locală mai puțin, dar de poliție, pentru că îți aduce atingere la proprietăți. Deci îi dorează proprietatea. E o chestiune personală. Nu cred că eu ca primar să mă duc să am grijă de capele cuiva. Îmi pare rău. E adevărat, acum a fost și perioada asta caldă și lumea neavând hrană pentru animale, eu mă lăsați ca să ducă să cășuneze. Sunt de acord. Hai să punem la vot bugetul. Ce este pentru? Asta este care buget? Contra? Andrei Contra. De ce bun? Am auzit. Deci vot împotrivă, da? Da. Andrei, am votat cu speranța chiar să vă face ceva. Nu mă interesează, sunt potrivit sau nu. Eu spun părerea. Dumneavoastră puteți să mă țineți. Vă mulțumesc de participare, vă spun că și-o fericit. Vă spun că am pus la mulți ani pentru anul viitor să fie sănătoși. Domnul secretar, am de făcut o informare și atâta de două fraze. Vă rog să luați act că eu m-am retras din Consiliul de Administrație de la școală, propuneți să meargă oricine altcineva. Părerea mea este că e bine să-l propunem, eu îl propun pe domnul viceprimar, să meargă, pentru că acolo sunt probleme care se leagă de activitatea dumnealui și e bine ca să... Deci, asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc! Deci... Dar e bun, să vă voi campion. Da, vă mulțumesc, băiatul, cu mine! La mulți ani!